Ați văzut cumva o zdranță, are sânge de faianță? E un om cam zdrânțuros, imoral, periculos? Parcă-i strâns din petice să te tot împiedice. Are însă o viziune de te bagă în coliziune. Dacă nu te-ai vaccinat, ăsta e un mare păcat. Ești privit ca un nimic, fără drept și inamic, dar dacă te-ai vaccinat, atunci ești certificat. Ai dreptul și libertate, o arzi pe superioritate. Asta e, n-ai ce să faci dacă ești nevaccinat. Bună seara, bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. O emisiune în trei părți, cu trei invitați. Prima parte o să discutăm cu domnul Jurma despre ce se întâmplă cu pandemia în România. După aceea, cu un profesor, un genetician cu studii la Oxford. Iar în ultima parte, cu domnul Călin Georgescu, dânsul tocmai a lansat o mișcare care se cheamă Vastra Strămoșească. Bună seara, domnule Jurma, pentru început. Atât bună seara, mulțumesc pentru invitație. Dumneavoastră, cât și telespectatorilor. Mă rog, atâția cât este, vă dați seama, vremurile astea. Dumneavoastră sunteți vaccinat, v-ați făcut a treia doză? Da, mi-am făcut-o săptămâna trecută. Perfect, că nu știau cum să facă doze multe, că expirau, știți? Și atunci am mai găsit pe unul... Asta ziceam și eu, de ce să le arunci când sunt alții care... Exact, care stau la rând. Dar haideți că nu vă bag pe noastră în probleme legate de vaccinare, nevaccinare. De fapt, nu despre asta e vorba. Noi suntem singura țară din lume, unica țară din lume, care nu funcționează pe bază de test. Exact ce vorbeați... Asta este absolut revoltător. Mi-aduc aminte la primele întâlniri, cred că mai bine de acum un an, vorbeați despre teste. Cred că sunteți unul dintre oamenii care a spus de la bun început, testați, testați, testați. Iar acum, exact cum spuneți, e strigător la cel faptul că vorbim despre certificat verde, dar nu putem vorbi despre testare în general. Și cu atât mai mult, cu această discriminare incredibilă, cu această discriminare care calcă drepturile și libertățile individuale, și anume cei nevaccinați nu au voie să meargă nicăieri. Ba da, au voie să meargă pe stradă, în parc și acolo cu mască. Dar poate ne rămân câteva minute pe partea a doua a intervenției dumneavoastră să discutăm și despre asta. Din păcate trebuie să vă dau dreptate. Eu am fost un pic sceptic în legătură cu ultimele dumneavoastră predicții legate de pandemie, dar uite că lucrurile se cam întâmplă așa, din păcate. Că aș fi vrut să vă cert, să vă arăt graficele că nu s-a întâmplat așa, dar s-a întâmplat. În ce fază suntem în momentul ăsta și unde credeți că ajungem până la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, domnule Jurma? Da, din păcate, noi cei care lucrăm în zona asta de predicții suntem cei care dorim să eșuăm. Aceste predicții, în general, sunt făcute ca predicții preventive. Ele anunță autoritățile unde se poate ajunge în lipsa unor măsuri. Și faptul că am evoluat după curbele acestea teoretice este o dovadă și indirectă, nu doar directă, că măsurile nu s-au luat și cele care nu s-au luat nu sunt respectate sau nu sunt implementate. De aceea ne aflăm acum într-o situație în care pandemia continuă să evolueze un pic peste prognozele noastre pesimiste. Ultima oară când am discutat, ne uitam la două scenarii, unul optimist care spunea că va fi cam valul 3, unul pesimist care spunea că o să fie la fel de rău cam valul 2 și unul de coșmar care spunea că s-ar putea să fie la fel de rău cam valul 2 plus 3 la un loc, acel scenariu care ne duce la un vârf de 16.000 de cazuri, apoi urmată de o pandă descendentă. Din păcate, vedem că pandemia aproape că ne sfidează ca în acele glume cu Hold My Beer. Și de fiecare dată când noi spunem sigur nu trece de pragul ăsta, ne demonstrează că poate să o facă cu relativă ușurință. Să nu uităm că în România autoritățile sunt disperate să subestimeze numărul de cazuri. Astăzi s-au scăzut 700 și ceva de cazuri prin alocale, deci numărul a fost peste 9.000 în realitate și sunt în 10.000 de cazuri care atunci când se vor aloca pe județe, suma județelor va crește, dar totalul național va scade. Sunt o soi de mici artificii contabile pe care ei le folosesc ca să țină un pic cam cu 10% subestimat pandemia, însă atât de mare este rata de creștere încât acestea devin tot mai puțin semnificative.
astfel încât săptămâna aceasta, mâine, probabil vom depăși 15.000 de cazuri și este aproape simbolic odată cu această moțiune de cenzură care arată cât de mare este ruptura dintre realitatea cu care ne confruntăm noi, care suntem disperați cu copii la școală, nu mai știm ce să facem, cum să ne organizăm. Și această luptă intestină cu testele ne dă peste cap, peste tot. Școlile nu sunt protejate, unde acolo testele erau cele mai importante de departe, mai ales acestea cu selecție, pentru care ne luptăm din februarie să fie adoptate pentru copiii distractivi, chiar dacă ar avea un sfert din randamentul celorlalți, se pot face de 4 ori mai multe. Nu e nicio problemă statistic. E ușor să demonstrezi că mai bine folosești o chestie cu randament de 25% la 100 de oameni decât una cu 100% randament la 5 oameni. Deci, din punct de vedere a sănătății publice, este un fiasco în școli, este un fiasco peste tot. Și nu numai atâta, dar nu avem nimic care să frâneze pandemia. De aceea sunt convins că vom depăși deja de mâine 15.000 de cazuri. Nu că ar interesa pe cineva, toți o să fim cu ochii pe ce se va întâmpla cu moțiunea de cenzură. Însă problema care a tras de val în sus efectiv este că am ieșit din zona de mitigation, în zona de stânjenire, de limitare a pandemiei, în momentul în care noi, când am depășit pragul de 6.000, am scos toate frânele care mai rămăsesere din valul 3. Este ca și cum mai avea un autobuz care se duce la vale cu 100 de km pe oră și în loc să pui frână, rup și frâna de urgență ca să te fii sigur că o să ajungă la 150.000 de km pe oră. Da. Pandemia are o viteză, se măsoară exact așa, în cazuri pe zi, exact cum măsori în kilometri pe oră. Deci avem 15.000 de cazuri pe zi astăzi oficial și trebuie să ne înmulțim cu 5. Săptămâna aceasta vom avea 100.000 de cazuri. Asta înseamnă că vom începe să intrăm în zona la sutelor de mii de cazuri săptămânal în infecții reale. Asta înseamnă că vom străbate foarte rapid procentul din populație care a rămas neinfectată. Însă acest lucru, în loc să dea autorităților de gândit, le încurajează, în sensul că dacă mai avem numai 4 săptămâni și a durat, suntem deja de 12 săptămâni în val și a mai rămas numai 4, de ce să-l oprim tocmai acum la sfârșit cu măsuri nepopulare? Însă în aceste 2 săptămâni care urmează se vor acumula mai multe cazuri decât în toate cele 14 săptămâni de până acum. Deci să economisești o săptămână în zona asta e ca și cum ai fi economisit 12 până acum. Deci viteza este atât de mare încât dacă se depășește acest prag de 15.000 de cazuri, începem să ne uităm la valori, mă uit acum exact pe tabel, în care săptămâna viitoare s-ar putea să vedem și vârfuri de 25.000 de cazuri pe zi. Și din nou, asta nu ar fi o problemă dacă prin vaccinare nu am fi decuplat curba infectărilor de curba cazurilor grave și a deceselor, cum au făcut toate celelalte țări din Uniunea Europeană, în care am văzut că într-adevăr tulpina Delta este atât de infecțioasă încât se mișcă la fel de ușor în populație ca tulpina Alfa, Marea Britanie, Israel. Au avut la fel de multe cazuri, Israel chiar mai multe cazuri în valul 4 decât în valul 3, dar dacă te uiți în sălile de terapie intensivă și la decese... Da. Englezii au cam 40.000 de cazuri pe zi, asta și nu înseamnă nimic pentru că la terapie intensivă nu a crescut foarte mult numărul. Exact, este goală, își permit să aibă evenimente cu aproape fără restricții. Italia a mers și mai departe, a introdus acest Green Pass ca metodă de ieșit din restricții, din carantină. Ei nici măcar numărul de infectări nu mai l-au scăzut la o treime față de numărul de infectări din valul 4. Dar italienii sunt cei mai pățiți din Europa, astfel încât ei nu-și mai asumat niciun risc cu pandemia valul 4. Apropo de predicția dumneavoastră că de mâine o să avem 15.000 de cazuri și din păcate o să ajungem și la 30.000 de cazuri pe zi, ceea ce mi se pare incredibil. Și mai departe, apropo, că noi vorbim de luminița de la capătul tunelului de la începutul anilor 90. Găsiți, credeți că acum se vede cumva? Pentru că nu văd nicio măsură care să stopeze. Adică în afară de această chestiune cu faptul că oamenii doar vaccinați au voie peste tot, nu știu dacă va opri chestia asta și testările vor fi din ce în ce mai puține. Cum vedeți, ce credeți că se va întâmpla de aici încolo, în ceea ce privește măsurile pe care le ar putea lua autoritățile? Credeți că o să ia aceste măsuri sau pur și simplu o să lase acest val, vorba dumneavoastră, să desfășoare până la capăt? Și cât va ține acest val, ar fi întrebarea.
Este o întrebare foarte bună care mi-am pus-o și eu, încercând să mă uit cam care e procentul din populație, pentru că până acum nici eu n-am putut să concep că autoritățile vor lăsa acest var să evolueze liber, în afară de Brazilia, dar acolo măcar a fost asumat politic, măcar președintele acolo a avut un discurs de felul ăsta, da. Un discurs care și l-a asumat. Noi pretindem că facem ceva ca să ascundem, că facem, noi pretindem că ne comportăm ca Germania ca să facem ce face Brazilia, cam acolo suntem. Și de asta campania de vaccinare este un eșec în România, pentru că lumea nu are încredere în cei care comunică cu autoritățile în Portugalia, fără nicio restricție, nu mai au pe cine să vaccineze. Pentru că acolo a fost un colonel care a zis că secretul campaniei mele a fost că am decuplat complet politicul de campanie. Am dat pur și simplu afară din orice strână și am vorbit direct cu oamenii. Și dacă mă las să vorbesc direct cu oamenii, da, o să zic că du-te bă, naibii, că nu vreau să mă vaccinez. Și zic, dar de ce mă bage? De ce? De ce? Hai să stăm de vorbă așa, om la om. Spune-mi tu ce problema e. Și atunci, când el vede că îmi pasă de el, abia după aia mă ascultă. Dacă vede că nu-mi pasă de el, pot să-i zic orice, că nu o să mă refuze. Exact ca și copiii mici care primesc la grădiniță o mâncare care nu le scârbă, că le se vâră pe gât și toată viața nu mai mănâncă pentru că știe că, nu-i, că i-a fost vrâtă pe gât cu forța. Problema este atunci trebuie să ne întrebăm cât din populație se poate infecta. Pentru că dacă ei lasă să meargă, să incendiu neoprit, trebuie să ne întrebăm câte case poate să ardă sau câtă pădure este, deci cât material combustibil. Și de aceea sunt niște scenarii care le putem împrumuta tot din valorile precedente, când am văzut că în valul 2 și 3 cumulat s-au infectat cam 25-30% din populație. Asta înseamnă că să presupunem că ar fi 5 milioane de oameni în realitate care se pot infecta în acest val. Ar fi enorm, ar fi la fel de mulți oameni cât s-au infectat în aproape un an în pandemie, în valurile 1, 2 și 3, în valul 1 aproape că n-am avut pe nimeni infectați din cauza carantinei și de aceea noi cumva în valurile 2 și 3 am făcut la fel de multe cazuri și decese ca ceilalți în 3 valuri, deci nu ne-am lăsat mai prejos. Asta înseamnă că am putea avea un vârf în jur la 25.000 de cazuri, urmat de o scădere, pentru că asta înseamnă că 25% din populație se poate infecta, 5 milioane de persoane, la o rată de detectare de 1 la 5, cam 1 milion de oameni am detectat, înseamnă că în momentul în care pandemia ar ajunge undeva la 500.000 de cazuri, am fi pe la mijlocul curbei și curbele sunt simetrice. Și asta iarăși cred că nu înțeleg guvernanții noștri, că cu cât ne ducem mai sus, cu atât mai mult trebuie să coborâm. Deci nu o să trecem de la 20.000 de cazuri la zero, o să mergem tot înapoi exact cum am urcat. Și cu cât durează mai mult urcușul și este mai înalt, cu atât mai mult o să ne clin la niște valori foarte mari și o să ajungem mai târziu la coborâre. În general, cele mai multe cazuri grave și decese se înregistrează în panta descendentă, pentru că valurile acestea vin la 2 săptămâni după valuri de infectări. Deci o să vedem numărul de cazuri, o să vedeți cum s-a întâmplat până acum sistematic. Asta spun, că ce vedem acum este rezultatul infectărilor de acum 2 săptămâni. Deci asta înseamnă atunci erau 4-5 mii sau nu, 2-3 mii, nu? A, da, media a fost de 6.000 acum 2 săptămâni și de 10.000 săptămâna trecută. Deci, bun, într-adevăr, acum 3 săptămâni a fost 4.000 de cazuri media pe zi. Deci, într-adevăr, rezultatul sau, să spunem, efectul acestor infectări îl vom vedea peste 2 săptămâni. Adică la 10-15.000 de infectări pe zi vom vedea ceea ce se întâmplă, numărul de bolnavi, cazul la terapie intensivă, abia după 2 săptămâni. Absolut, aveți perfectă dreptate. Aici este o decuplare a curbei care se vede foarte bine când desenezi curbele de internare la ATI și le suprapui peste curba de cazuri, sunt aproape complet decalate la 2 săptămâni, iar după o săptămână vine și curba de decese. Deci cam la o săptămână se moare în ATI, însă sunt foarte mulți care rămân și 3 săptămâni. De asta cea mai lungă curbă este curba de internări la ATI. Și acolo este de fapt bottleneck cu sistemului medical, pentru că la ATI se brochează întreg sistemul de sănătate și mai ales sistemul de urgență. Adică poate să fie oameni care au rupt un picior și sângerează de moarte pe marginea drumului, că n-are cine să vină să ia. Nu pentru că n-ar fi o ambulanță disponibilă, pentru că pur și simplu nu poate să-i preia nimeni apelul. Nu știe nimeni că cineva care sună are urgență de moarte sau vrea numai să fie testat când sună la acest volum uriaș de telefoane, blochează sistemul de apelul la 112. O să se întâmple ca în India, oamenii când nu poate să găsească, nu le răspunde nimeni la telefon, să-și ia pe cei dragi în mașină și o să-i ducă la spital și acolo o să se facă îmbulzeală și o să aștepte oamenii să, Doamne ferește, să moară cineva, să se externeze cineva.
Da, și problema cea mai mare este în spitale, pentru că pornind de la ATI în jos, de fapt e o criză de oxigen. ATI-urile în general sunt ocupate de oameni care au nevoie de oxigen cu presiune mare, însă majoritatea celor internați în secțiile normale sunt tot dependenți de oxigen, dar cu presiune mai mică. Și de asta vedem că și numărul de internări în spitale a început să scadă, pentru că oamenii nu au acces la oxigen. Deci cumva valul de cazuri crește mai repede decât cazul de internări și decât cazul de internări la ATI. Noi am avea real nevoie acum cam de 1700 de paturi de ATI și avem exact, că vedeți, indiferent câte se alocă, totdeauna sunt numai 4 libere. Acum avem la ATI 1468 de cazuri și 4 libere. Dacă o să avem 1600, tot 2 paturi libere vor fi și pur și simplu aceste paturi se alocă de la terapia normală către terapia intensivă. Bolnavii de COVID sunt și eu o urgență ca oricare alta. Medicii nu poate să facă diferența între ei. Într-adevăr, sunt corect. Spitale dedicate. Însă, puteți să dați pe ecran graficele domnului Jurma, vă rog, dacă se poate. Și de aceea, exact, acesta este valul de decese, așa cum arată el. Cu linie punctată e prognoza și cu linie neagră continuă este raportarea oficială. Vedeți că în valul 2 prognoza a arătat mult mai multe cazuri decât s-au raportat jos, oficial. Stați o secundă, dați jos banda. Să vedem datele la care au fost. Da, vă rog, domnule Jurma, acum. Așa, da. Deci, în stânga este o bulină roșie care încercuiește eșecul prognozei. Prognoza a arătat că o să fie dublu de decese față de câte au fost raportate oficial. Însă vedem că prognoza în iunie-iulie greșește din nou, arătând că nu o să fie deloc decese, în vreme ce oficial s-au raportat 3500 de decese în cele două luni. Dacă mutăm decesele din iulie în noiembrie, octombrie, decembrie, 2020, vedem că se reconstituie curba aproape perfect. Aceasta înseamnă că prognoza este extraordinar de precisă la 14 zile, bazată pe numărul de cazuri consultate. Ce vedem în valul Delta este că prognoza rămâne în urmă realității. Deci numărul de decese crește mai repede, ceea ce demonstrează într-adevăr și studiile clinice că tulpina Delta provoacă și o formă mai gravă de boală. Și ce mai observăm acum, pentru că de câteva zile se raportează diferența diferențiată, se raportează și numărul de decese în rândul celor vaccinați și vedem că acesta reprezintă un maxim, a fost media ceva mai mică acum pentru că sunt tot mai multe date, dar am luat maximul care a fost de 7,5% din totalul celor decedați. Asta înseamnă că și în România, cea acolo jos cu curbă albastru punctat, este curba, prognoza decedaților pentru cei vaccinați. Arată foarte exact ca în vest, unde 65% din populație a fost vaccinată. Deci cam așa ar arăta curba deceselor și la noi, dacă 75% din populație este infectată. În schimb, acolo aveți cu verde punctat curba... Vaccinată, nu infectată. Scuze, vaccinată, da, vaccinată, iertați-mă. Deci curba celor vaccinați și infectați care au decedat. Cu verde punctat este curba celor decedați nevaccinați. Vedeți că aceasta este 92,5% dintre decedați și curba este mult mai apropiată de curba totalului de decese la care ne așteptăm. Din păcate, aceasta este o prognoză foarte conservatoare. Ea media dintre curba optimistă și curba pesimistă. Noi evoluăm mult mai sus, după cum se vede curba oficială, tocmai de aceea evoluează mai repede. Asta înseamnă că o să avem în două săptămâni, o să ne uităm la 2000 de decese pe zi, pe săptămână, scuzați-mă, 300-400 de decese pe zi, însă, din nou, de-aia am pus aici și am atras atenția că ei nu s-au sfiit în octombrie, noiembrie și decembrie să nu să ascundă cazurile de decese, să nu le raporteze pur și simplu și deci nu ar fi exclus să vedem o decuplare artificială între curba deceselor și curba infectărilor, cum s-a întâmplat în valul 2 și să aflăm doar peste 6 luni, că de fapt au fost cu câteva mii de decese în plus în această perioadă. Și de aceea trebuie să fim cu mare atenție. Și anul trecut de ce au făcut-o? Pentru că erau alegeri? Au făcut-o odată pentru că erau alegere și doi pentru că a fost complet refuzată carantina. În acea perioadă lumea era mult mai dispusă să intre în carantină pentru că văzuse în valul 1 ce eficient a fost și nu avea așteptări că o să se întâmple ceva diferit.
însă a fost atât de categoric refuzată carantina, încât n-au putut să o susțină această decizie dacă ar fi fost 4-500 de decese pe zi, cât au fost în realitate. Astfel au zis, uite, nu e așa de gravă situația, cum zice de al de jur, mai avem de numai jumate din cazuri, după aceea am ieșit din val, de bine de rău, și practic am mers mai departe și am declarat valul 2 un succes, deși acum vedem că au fost 15.000 de decese și în continuare suntem țara cu, nu știu dacă cea mai mare, dar unul dintre cele mai mari rate de deces raportate la populație din Europa și în mod cert din Uniunea Europeană, doar Ungaria ne întrece, dar asta pentru că au avut un număr uriaș de decese în primele valuri. Deci dacă ne uităm la cum ne comportăm în valul 4, de departe suntem pe locul 1 în Europa ca management de proastă calitate a pandemiei. Sunt foarte mulți români care, din păcate, deja au murit, cum, ca să spunem așa, statistic vorbind, însă ei nu vor afla asta decât peste 2 săptămâni, pentru că au tras, cum se spune, lotul necâștigător în momentul infectării. Avem materialul pregătit din iunie cu președintele Iohannis, când spune că vaccinarea a fost un succes. Hai, dați-mi și după aceea o singură întrebare. Mai am domnul, să-i adresez domnului Jurma. Vă rog să dați filmulețul. Istoria pandemiilor, că ele se produc în valuri și, într-adevăr, noi am avut și noi, din păcate, al treilea val destul de puternic, dar la noi campania de vaccinare a fost un succes. Noi, practic, am oprit pandemia. Acum însă, sigur, faptul că avem așa puține cazuri, nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Deci avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare. Ce să... Asta e la capitolul no comment aproape. Și dacă ar fi fost singur, dar exact premierul nostru Florin Câțu, exact o asemenea declarație a avut și el. Și practic aceste două declarații au pus punct campaniei de vaccinare și au garantat situația actuală. Și au garantat ca pe vremea aceea, știi, garantat Marian Vanghelie. Știți că era la un moment dat cu afișul, a garantat Marian Vanghelie, inclusiv la oameni care n-aveau ce să caute pe acolo. Și-au rezolvat, practic, vaccinarea, domnule Jurma. Am o singură întrebare. Există un singur lucru pozitiv în ce se va întâmpla de aici? Adică se va termina la sfârșitul lunii octombrie, valul acesta se va domoli pe românește sau se va aplatiza, cum le place să spună? Asta este speranța. Din nou, aceasta presupune că numărul de oameni care se pot infecta în această perioadă este undeva la 25, maxim 30% din populație. Dacă cumva 50% din populație este vulnerabilă, atunci valul acesta mai poate să continue până pe la jumătatea lui noiembrie. Deci avem 4 săptămâni plus minus 2, pentru că nu știm exact unde e fundul abisului în care ne îndreptăm acum. Când o să vedem pur și simplu într-o zi de luni, ca să știm la ce să ne așteptăm, când într-o zi de luni o să avem același număr de cazuri ca lunea precedentă, atunci cam o să știm că pandemia a lovit un plafon. Acest lucru se poate întâmpla în 2 săptămâni, cel mai probabil undeva între 2 și 4 săptămâni va fi vârful. Partea proastă este, cu cât durează mai mult să ajungem la vârf, cu atât mai mult va dura mai mult să coborâm de acolo. Și deci, exact ce spuneați mai devreme, nu va fi o coborâre abruptă, o coborâre dură, ci va fi o coborâre la fel, cu multe cazuri, în continuare cu un număr mare de morți și așa mai departe. Da, este un scenariu similar celui din India, în care am avut o urcare foarte abruptă. Ei au avut de 4 ori mai multe cazuri în vârf. Ăsta era scenariul indian, cel mai groaznic, care nici nu mi-am putut închipui, dar e posibil acum să-l vedem. În India, valul Delta a avut de 4 ori mai multe cazuri la vârf decât valul precedent, care a avut 100.000 de cazuri. I-a aruncat până la 400.000 de cazuri pe zi. Asta ar însemna că valul la noi precedent a fost 6.000, înseamnă că putem urca până pe la 24.000 de cazuri, după care au început să scadă. Însă, ei acum sunt deja de săptămâni bune, de luni deja aproape, într-un platou care e la jumătatea valului precedent. Deci, chiar dacă pare foarte jos, este între 40 și 50 de mii de cazuri pe zi. Asta înseamnă că noi am putea să intrăm într-un platou în care să fim fericiți să avem 3-4 mii de cazuri
pe zi, care este un dezastru pentru sistemul nostru medical, pentru că medicii sunt efectiv epuizați. Toată forța acestei uriașă, acestui aval care a devenit un fel de avalanșă, acum stă pe acest firav sistem medical românesc, care a făcut efectiv minuni, pentru că este mult mai prost pregătit decât cel din vest, dar oamenii au reușit să-l folosească și să nu producă dezastrele care le-am văzut în vest. Chiar n-am avut până acum imaginile astea și acum ei sunt complet lăsați de izbeliște, abandonați cumva în spatele frontului, pentru că asta e problema. Când te uiți la măsurile care s-au luat, se permit în continuare evenimente cu 200 de oameni, festivaluri, sunt incidențe de 10 la 1000, ori 5, înseamnă că în București incidența acum e 50 la 1000. Unul din 20 de oameni cu care te întâlnești a fost infectat în ultimele 14 zile. E aproape imposibil să n-ai pe cineva în cercul apropiat de prieteni infectat și tocmai de aceea avem nevoie de ajutor de la autoritatea statului, nu doar să ne împingă copiii în clase, ci să-i și protejeze în clasele în care îi forțează să meargă. Imaginați-vă că mâine o să fie moțiunea de cenzură, e posibil să cadă guvernul Câțu și ce se va întâmpla, în cât timp și așa mai departe. Da, eu cred că nu e vorba de o avalanșă, e vorba de un tsunami, un adevărat tsunami, ceea ce se întâmplă acum, din păcate, pentru România. Și știți foarte bine, ați tot tras semnale de alarmă, se întâmplă asta pentru că în ultimele luni nu s-a ocupat nimeni de pandemie. Nu s-a luat nicio măsură, nu a existat, doar vorbe și atâta, nimic, nicio pregătire. Rezultat absolut zero, niciun pat în plus la ATI, niciun medic în plus pregătit pentru asta și așa mai departe. Știm foarte bine. Nici teste în plus, vorbeam de anticorpii monoclonali. Am văzut că acest program a fost accesat cam de toate țările din Uniunea Europeană, mai puțin de România. Și acum, tamnesam, pe fondul acesta, care e cumva destul de groază pentru populația României, vin și spun că nu mai faci teste pentru că doar vaccinat fiind poți să mergi peste tot. Da, nu știu, cred că am ajuns de mult la fundul sacului, asta e părerea mea. Și luminița aia mică, un singur semn pozitiv care ar fi? Că nu ne-a spus, adică din păcate. Luminița este că, din fericire, individual știm cam ce avem de făcut ca să navigăm prin acest dezastru. Mai degrabă va fi indirect efectul asupra noastră dacă ne protejăm mască, dacă ne-am vaccinat, dacă reducem la minimul interacțiunile sociale, putem, pentru că va fi mult mai scurt acest val decât valul precedent. Deci, dacă sunt respectate măsurile standard, exact, astea clasice, de la începutul pandemiei. Însă testarea este o amenințare foarte mare din punctul meu de vedere, eliminarea testării și decuplarea completă a testării, pentru că noi trebuie să fim solidari în asta și eu sunt un om care am promovat, știți foarte bine și la dumneavoastră, sunt un om care vrea să ne vaccinăm, dar nu vreau să eliminăm, să o facem eliminând. Abia acum avem discriminare cu adevărat. Până acum puteam spune, da, domnule, de ce ai refuzat certificatul în vară verde? Și acum brusc l-ai adoptat când din disperare. De ce toate măsurile alea care acum ați încors mușchii nu le-ai făcut în vară, când era mult mai raționant toți, era mai, în stare mai rațională. Iar acum este o discriminare clară pentru că certificatul verde asta făcea elimina discriminarea. Oricine se putea testa. Deci nu puteai să spui că mă discriminează pentru că puteai să te testezi și erai și tu cu certificatul verde. Da, era o discuție cât costă, dar ideea era că exista testul. Dar era o chestie care într-adevăr ți-a sumai în cost. Acum este absolut și mă face pe mine să trec de partea celor care nu se vaccinează și efectiv sunt alături de ei acum, pentru că nu așa se fac lucrurile și nu ne păzește, pentru că adevărul este că s-ar putea să avem nevoie de teste, inclusiv noi cei vaccinați știm că imunitatea expiră și după vaccin ca după infectare. Trebuie să putem avea o discuție transparentă, deschisă și să căutăm soluții împreună, nu să ne acuzăm împreună, pentru că suntem o societate divizată și sunt tot mai mulți oameni care sunt raționali și dincolo de toate fake-urile care circulă, sunt o bază de constatări care sunt adevărate în ambele părți. Trebuie să le punem în același coș, să tragem linia și să spunem așa mergem toți înainte, dar cu răbdare și cu, mai ales să-i spunem pe nume, cu iubire, cu dragoste față de oameni. Asta trebuie să vadă oamenii. Dacă eu să vadă că de dragul lor se întâmplă lucrurile astea. Nu s-a văzut asta, domnule Jurma, știți foarte bine, nu s-a văzut deloc. Absolut, absolut. Deci eu personal m-am simțit ignorat și abandonat de guvernul meu și nu sunt anumite măsuri care numai ei le pot lua. Ei sunt supermen, au superputeri. Ei poate să oprească pandemia. Noi singuri degeaba ne
împing, pentru că nu ni se dau puterile cu care noi nu putem opri circulația virusului cum pot ei. Și corect. Sunt foarte mulți oameni care acum sunt extrem de înțelegători și dacă li s-ar spune verde în față, uite care e situația, uite de ce facem, uite, pentru că discutăm aici că putem salva 10 sau 15.000 de vieți dacă totuși luăm măsuri chiar și acum. E foarte important. L-am văzut pe Crețul ceasul la în ultimul ceas, că oricum mâine îl rezolvă băieții la Parlament, că acum vorbea despre faptul că nu se mai ia după specialiști, că o să reintroducă testul. Dar nu prea mai are când. Și de fapt acesta ar putea fi reintrodus în Parlament. Domnule Jurma, mulțumesc mult. Ne vom auzi și în perioada următoare să vedem în ce măsură predicțiile dumneavoastră. Și de fapt aici nu mai e vorba de predicție, e vorba despre viață și despre moarte. E vorba despre mii, zeci de mii de infectați, sute de mii, și e vorba de mii de oameni care sunt la terapie intensivă și e vorba despre supraviețuire. Să sperăm că veștile care vin în viitor vor fi mai bune. Mulțumesc mult pentru toate datele și informațiile și pur și simplu ținem aproape. Luăm o scurtă pauză. Mulțumesc, domnule Jurma. După aceea ne întâlnim cu profesorul Florin Mircea Iliescu, doctor în genetică. Vom vorbi despre multe lucruri interesante. Abia aștept să îi adresez câteva întrebări și să aflăm în ce măsură ceea ce se întâmplă acum. Apropo, pentru că se vorbește atât despre vaccinuri, despre fake news, am auzit de atâtea ori vorbindu-se despre faptul că vaccinul ăsta bazat pe ARN schimbă, modifică ADN-ul uman și așa mai departe. Toate răspunsurile interesante pentru atât de mulți oameni care citesc și multe lucruri care sunt neadevărate, fake news-uri, când se spune pe Facebook și nu numai în mediul online, toate aceste răspunsuri imediat după o scurtă pauză. Asta. Nu s-a făcut. Profesor Florin Mircea Iliescu, doctor în genetică. Domnia sa este doctor în genetică umană evolutivă. Evoluăm, domnule profesor. Universitatea din Cambridge, licențiat în biologie moleculară, Universitatea din Edinburgh. Faptul că ai rude din Caracal, asta nu mai contează. Nu se pune, de fapt, esența. Bună seara. Ce înseamnă evolutivă, doctor în genetică umană evolutivă? Că dacă stăm de vorbă cu filozofii cei drept, vom auzi de fapt că genetica, mă rog, specia umană este într-o involuție într-o involuție galopantă. Ce înseamnă genetică umană evolutivă? Eu nu mă bag cu filozofia, adică nu aș avea câștig de cauză. E la fiecare cu treaba lui. Încerc să stau pe felia mea, cum se spune. Mm-hmm. Înseamnă că încercăm să studiem evoluția oamenilor din perspectivă biologică, genetică. Adică cum am evoluat noi de multe mii de ani, de sute de mii de ani, uitându-ne la gene și la diferențele genetice între oameni de toate continentele și din toate populațiile. Și care este fotografia? Așa, să lăsați acolo să știe lumea cu cine stăm de vorbă, ca să ne dăm și noi deștepți când stăm de vorbă cu oameni deștepți, că altfel am stat atât de mult de vorbă cu proști până acum, pentru că am avut de-a face cu politicieni, adică la asta era referit. Nu clapați, nimeni nu-i perfect. Bine, vorbiți pentru dumneavoastră. Spuneți în care e fotografia momentului acum, apropo de această evoluție, de această genetică umană evolutivă. Dacă ar fi să opriți timpul, pentru că atunci când vorbim despre genetică, vorbeați de sute de mii de ani. Și am citit un interviu la dumneavoastră foarte interesant, care vorbește despre faptul că omul a apărut undeva în Africa cu multe sute de mii de ani în urmă. Fotografia momentului, ați putea să o faceți? Unde se află omul astăzi? Noi, în general, cu evoluția și genetica ne uităm în trecut, adică încercăm să înțelegem de unde venim și de ce suntem diferiți. Fotografia momentului ar fi că suntem foarte diferiți pe tot globul și că aceste diferențe între noi, fie că vorbim de sistemul imunitar, fie că vorbim de culoarea pielii, fie că vorbim de faptul că unii din noi putem bea lapte să metabolizăm lactoza, alții nu, vine din trecutul nostru evoluționist. Asta ar fi fotografia momentului. Deci multe boli autoimune pe care le avem, tot felul de alte trăsături,
vin dintr-o anumită adaptare pe care noi am, pe care ni s-a întâmplat într-un anumit moment al evoluției noastre. Când am migrat într-un nou loc, adică o populație, când am întâlnit cu alte condiții de mediu, cu alți patogeni. Deci o lume atât de diversificată, o lume atât de complexă, da? Poate fi o simfonie, dacă e să adaptăm așa mai pe înțelesul tuturor. Da, suntem extrem de diferiți, diversitatea aceasta e minunată. Dacă te uiți pe acest glob, suntem de toate felurile. Și toate aceste diferențe, majoritatea, vin din trecutul nostru și din felul în care ne-am diversificat din momentul în care noi am apărut ca specie. Și de aceea pe noi ni se pare foarte interesant, pentru că uitându-ne la acest trecut, încercăm să ne înțelegem pe noi azi. Și bănuiesc că dumneavoastră înțelegeți mult mai bine dacă stați în Marea Britanie, pe la Cambridge. Adică mai veniți vara aici, e în vacanță, dar să știți că aici, adică știți, fotografia momentului nu arată deloc bine. Vă uitați, da. Vă interesează știrile din România, apropo de ce se întâmplă în România? Da, ca tot românul căpșunar, vin și eu vara, bineînțeles. Avem această, suntem cu toți niște migranți căpșunari, fie că suntem la Cambridge sau pe câmp. Da, venim vara, venim iarna. Mă interesează, mi-am pierdut multă vreme uitându-mă la știrile din România, la politică, în mulți ani de doctorat, probabil că făceam în jumătate din timp dacă mă concentram mai mult pe studiu. Interesant, pentru că e țara de unde venim, chiar dacă sunt de 16 ani, 17 ani în Marea Britanie, rămâne o legătură afectivă și... Păi și nu ați uitat să vorbiți românește la Britania? La... Da, cred că vorbesc în continuare engleză cu un accent românesc, nu m-am niciodată, nu m-am stresat. Rămâne, adică eu n-am avut nicio problemă din aceasta să mă rup de România, nu am plecat neapărat dintr-o sărăcie extremă cum pleacă foarte mult. Dar sunt români care fac chestia asta, simt nevoia să se rupă de România, să fie altceva decât sunt, le ajută la ceva... Da, și e dreptul fiecăruia. Dacă ei au trecut prin niște experiențe și dacă vor să uite anumite lucruri, de asta zic, e foarte greu de judecat un om care poate vrea complet altceva și pentru care pentru el poate acasă a însemnat ceva foarte trist. Sau, deci depinde de fiecare. Cred că, în general, și dacă ar părea că doresc să se rupă, rămâne această legătură și, de fapt, tot la România se gândesc. Și cei care o tot înjură, tot discută și sunt foarte interesați și cred că majoritatea... Cred că aia care înjură cel mai tare... Nu dorm noaptea gândindu-se la România, da. Probabil. Cred că majoritatea, dacă ar putea și când ar avea ocazia, ar contribui și ar... Adică nu există... Cred că ideea asta că să se rupă complet, românii sunt totuși niște oameni sentimentați, în fire. Domnule profesor, de ce ați luat-o pe drumul acesta al, era să zic, al pierzaniei, al identificării originilor ADN-ului al genei umane? Nu vă e teamă că o să descoperiți ceva atât de neplăcut încât... O să vă schimbați meseria și o să vă întoarceți la Caracal să culegeți mere, prune, caise? În primul rând, opțiunea de a mă întoarce la agricultură este extrem de validă și n-aș scoate din ecuație, adică este agricultura e viitorul pentru mulți oameni. Eu am fost curios și sunt în continuare curios și n-am aceste teme, adică tot ce găsesc și la care mă gândesc se pare foarte interesant. Am avut o curiozitate despre lumea naturală și despre oameni, despre oameni mai ales de mult. Puteam poate fi și spion, așa că mă tot uitam la oameni, observam, deci probabil că... Trăsături. Deci, ca antropolog, ca biolog, mi-a tot timpul m-a interesat oamenii și a fost un drum, pur și simplu. Am zis că biologia mi s-ar potrivi, medicina mi s-a părut dificilă pentru mine, deși o meserie superbă, mi s-a părut o prea mare responsabilitate, nu trebuie tot să o facem, trebuie doar dacă suntem cu adevărat dedicați. Și am zis că biologia e ceva ce mi se potrivește pentru că conține, pentru că avea de toate așa, adică e și știință, dar este și filozofie un pic și istorie și acest domeniu al geneticii și evoluției de fapt mi se potrivește pentru că mi-e place și istoria, îmi plac oamenii, îmi place antropologia și practica biologică. Deci nu vă e teamă că o să descoperiți un secret atât de, era să zic murdar, atât de periculos încât să... Adică oricum, noi facem descoperiri mici și nu atât de interesante. Da? Nu voi lua premiul Nobel, dar cum s-a luat asta pentru ceva cu adevărat. Dar nu, orice descoperire pe care o facem, orice informație, faptul că eu am studiat culoarea pielii în India, de ce sunt oameni diferiți, doar îmi satisface curiozitatea, mă face să întreb și mai multe lucruri și doar să întreb și să vrei să cercetezi orice, să fii curios. Și asta nu că neapărat în domeniul meu aduce neapărat eu ce fac la ceva foarte util, dar în general când oamenii sunt curioși și fac ceva ce interesează,
asta poate duce la un moment dat la lucruri extraordinare. Cred că asta e un lucru foarte interesant de vorbit în România, faptul că această cercetare de bază, repet, nu neapărat ce fac eu, dar ce fac alții, să spunem, poate duce la rezultate neașteptate. Adică, vom ajunge acolo, apropo de ceea ce se întâmplă în sănătate și în atacarea cancerului până la urmă, da. Pentru că e un lucru foarte interesant și o să vă rog puțin mai târziu să vorbim despre asta. Eu am descoperit în noaptea de sâmbătă spre duminică, nu știu dacă are legătură cu ADN-ul sau cu genetica, faptul că aici ni s-au încălcat drepturile și proprietățile, că dintr-o dată la noi e ca la nimeni, dar cred că v-ați obișnuit cu asta. În timp ce toată Uniunea Europeană e valabil pentru Green Pass-ul ăsta și testul aici nu mai e valabil. Dar nu vreau să vă bag în lucruri de genul ăsta pentru că n-aș vrea să vă pun rău cu cineva. Spune, totdeauna poate să fie și mai rău, trebuie să fim optimiști. Se poate și se poate mai rău? Se poate. Eu și cânteca lui Andrieș, nu știu dacă vă place Alexandru Andrieș. Domnule profesor, uitați care este întrebarea mea. Am citit atât de multe lucruri legate, hai să nu le zic tâmpenii, legate de modificarea ADN-ului uman prin acest vaccin ARN. Vă rog să dați o explicație pe înțelesul tuturor ce face acest vaccin în momentul în care intră în organismul uman și în ce măsură el poate să modifice ADN-ul. În primul rând să spunem telespectatorilor că noi avem multe celule cu ADN, nu știu, sute de milioane, miliarde, deci ar trebui să poți să modifici fiecare celulă separat. Fiecare celulă are vreo 3 miliarde de... Acest cod ADN are vreo 3 miliarde de unități, deci e foarte mare. ADN-ul uman se poate modifica loc, adică poți să anumite terapii genice se fac acum, se încearcă pentru anumite boli, când îți lipsește proteina din mușchi, există. Dar în ceea ce privește vaccinul, este o moleculă mică, această moleculă de ARN, cu un cod scurt, un cod care are doar această proteină cu țepi, cu țepușe, să spunem, a virusului. Deci e ceva mic care intră în celulele noastre și tot ce face este să provoace un răspuns imunitar, adică să ne facă celulele să recunoască acest virus. E imposibil ca acest cod foarte mic, această secvență mică, să ne schimbe nou ADN-ul de 3 miliarde. E vorba despre un virus atenuat, trebuie să spunem. Acest ARN nici măcar nu e un virus atenuat, este pur și simplu o secvență, un cod de baze, aceste baze care fac ARN-ul, seamănă cu ADN-ul, care practic în celula noastră vor iniția o producție a acestei proteine cu țepi, care va face ca celulele imunitare să recunoască și să se antreneze pentru a-i da încă virusului atunci când vine. Adică, practic, deci, dezvoltarea anticorpilor... Care este ADN-ul nostru de 3 miliarde de unități sau trăsături sau să ne facă mai frumos sau mai urât sau mai prost sau mai deștepți. Deci nici vorbă despre așa ceva. E imposibil, dar sigur, dezinformarea e mare și vine dintr-o lipsă, din păcate, de educație de bază pe care o văd nu numai la oameni needucați, ci la oameni educați, din păcate, în România. Și e o discuție lungă aici. E o discuție lungă. Știți că m-am întâlnit la un moment dat pe o terasă cu cineva și zice, ai văzut, da? Zic, ce? Cu grafenul. Poftim? Cu grafenul. Care grafen? Păi din vaccin. Ce e cu el? Păi ăla e. Ce e cu el? Păi grafenul. Ce e cu grafenul ăsta? Că m-au întrebat, nu unul, 100 de oameni că ne bagă grafen cu vaccinul și că e prăpăt. Nu știu ce e cu grafen. E prima oară când auzi. E un material foarte interesant care se cercetează, dar știți cum e asta? Am observat foarte mult oamenilor. Ei cred mult mai ușor lucruri, adică dacă spune cineva care știe... Cred că cred mai ușor lucruri de necrezut, dacă e să mă întrebați pe mine. Avem o chestie asta, cred, care vine dintr-o lipsă de educație, din păcate, dintr-o lipsă de structură a educației, în care e foarte ușor, ne spune cineva ceva și ne vine să crede. Mamă, sigur, se poate. Când, de fapt, ar trebui să fie specialiști mulți care apar peste tot și să explice lucrurile pe înțelesul oamenilor. Și atunci oamenii poate ar avea niște încredere. Probabil. Întrebările mele, iertați în curiozitatea, pleacă și de la faptul că sunt din Caracas și atunci vă rog să le înțelege. De fapt, să aveți mai multă înțelegere pentru suntem mine. Suntem niște oameni curioși cei care avem gene din Caracas și nu, suntem niște călători. Cum aș putea eu să-mi fac bagajul genetic? În ce măsură pot să-mi descoper într-un fel sau altul? Să am o idee cât de cât despre bagajul meu genetic și în ce măsură el este influențat de locul în care m-am născut, apropo de ceea ce spuneați că a studiat trăsăturile, pielea celor care trăiesc în India. Bagajul genetic, acest cod genetic pe care îl avem, putem să-l cercetăm. Adică există acum companii care ne oferă niște rezultate, ne spun despre istoria noastră,
cu cine semănăm ca individ, deci din ce populație venim, ne pot da niște idei despre anumite inclinații pe care le putem avea către anumite maladii. Păi și nu credeți că măcar cei care ajung prim-miniștri, președinții, ar trebui să vină în fața națiunii și să spună care este bagajul lor genetic? Da, din păcate sau din fericire, bagajul genetic nu e totul, mediul e foarte important, deci degeaba ai genele bune dacă ești prost sau dacă n-ai avut educație. Poftim? Cum? Nu, nu vă rog, nu s-a auzit. Mă scuzați, degeaba ai genele bune dacă ești tâmpelău sau prost și n-ai educație. Deci, ca să zic așa, genele nu te ajută întotdeauna, știți? Da, asta a fost excepțională, deci n-am auzit ceva mai tare în ultima vreme. Dar ideea că dumneavoastră ce gene ați avea, noi ca români suntem foarte asemănători, ceea ce nu e nimic rău. Genetic vorbind, acest cod e foarte lung și diferențele sunt mici între oameni. Acele diferențe sunt doar 1% sau mai puțin, 0,01% din acest cod. Ca populație va situa undeva în Europa, probabil avem diferențe. Unii din noi avem mai mult, cum se zice, avem mai multă istorie din Orient, unii mai multă istorie din Polonia din Nord, unii mai mult. Sunt tot felul de amestecături la noi, dar nu s-ar vedea nimic. N-avem cu bulgarii, că și cu bulgarii sunt pe ultimul. Bulgarii, ba da, noi norvegenii oricum. Bulgarii sigur suntem asemănători, dar asta zic, populația noastră europeană, cred că genetic suntem și asemănători cu ungurii și sper să nu supăr pe cineva. Adică, bun, poate nu s-a auzit foarte bine în partea asta a emisiunii, știți, mai cade semnalul, mai intrați în lift. Da, ce se face. Suntem, da? Da, suntem ca europeni, suntem destul de asemănători, dar acum cu rezoluția, cu faptul că putem să studiem ADN-ul, adică tot foarte în detaliu și avem o rezoluție bună, putem să începem să vedem diferențe între populații, dar care nu spun nimic funcțional, spun doar că avem diferențe de istorie, practic. Avem anumite. Apropo de asta, e foarte important, am înțeles că din salivă putem extrage ADN-ul și e materialul nostru genetic, practic, și se poate face asta din salivă. Și ADN-ul nostru are cam 3 miliarde de unități. Iar diferențele între noi, oamenii în general, nu neapărat din România, sunt foarte mici. Și să spunem că evoluția extraordinară în materie de genetică este că descifrarea genomului uman, am auzit asta în școală, în copilărie de atâtea ori, am înțeles cum arată acest cod. Și aș vrea să ne vorbiți mai mult despre asta. În câte ore se poate descifra, ce ne arată codul acesta, descifrarea codului. Vă ascultăm. Cred că primul genom e un genom mare totuși, n-a fost ușor. Tehnic vorbind, genele se cunoșteau de o vreme, ne uitam la anumite gene, dar să ne uităm la tot genomul nostru. Primul genom a fost acel proiect uriaș american, englez, internațional. A costat cam $1 miliard de euro, de ce vreți să-i spune, și a durat cel puțin 10 ani. De atunci tehnologia a tot evoluat, avem acum aceste mașini unde care practic secvenționează, adică se uită la unități, că ele sunt patru tipuri, să zic, și le secvenționează pe bază de fluorescență, de cum sunt diferite pe bazele lor moleculare. Acum putem să costă un genom uman complet, costă sub $1000, cred, sau un pic peste, mă rog, am ajuns și îl facem probabil niște ore într-o zi. Sigur, trebuie analizat, deci analiza este ore și zile, dar ideea de a afla secvența, de a avea pe un calculator, este acum mult mai simplă și tehnologia a evoluat extrem de. Ați văzut o astfel de secvență pe calculator, da? Da, sunt secvențe, se colorează ca să fie mai ușor, practic. Uh-huh. Secvențele acelea doar înseamnă anumite zone din acele secvențe sunt funcționale, adică codează proteinele care ne dau nouă trăsăturile, fie că vorbim de sistemul imunitar, fie că vorbim de cât de înalți, cât de scurs suntem, ce culoare de piele avem, ce anumite lucruri de metabolism, unii avem tendințe de îngrășare care sunt. Pe astea sunt importante dacă le descifrezi atunci când îți apare pe ecran genomul uman, nu? Da, când îți apare, nu descifrezi din prima, trebuie să studiezi și să ai compari cu multe alte secvențe, adică anotezi, cum se zice în engleză, genomul, practic îl citești, îl descifrezi. Dar asta este probabil evoluția, pe lângă istoria populațiilor pe care începem să o înțelegem și e fascinant, adică diferențele între noi. Ideea aceasta de genetică medicală este acum ceea ce este extraordinar. Faptul că acum înțelegem cauzele anumitor boli, înțelegem ce fac anumite gene, deci înțelegem mult mai bine biologia noastră, de fapt, de când știm ADN-ul. Și cu virusul coronavirus am putut atât de repede să știm
dacă nu înțelegeam secvența virusului atât de repede, nu am fi avut vaccin. Deci, atât practic, de repede. Această înțelegere. În primul rând vreau să vă întreb cine face această citire, această deșifrare a genomului. O face un specialist? Aparatele fac partea chimică, să zic, adică îți dau secvența pe un calculator, după aceea, da, sunt specialiștii, cum se zice, aceia 15.000, 20.000, 50.000, câți erau. Au fost de mult 15.000, erau 96, da. Care, da, trebuie să... Aceasta e muncă de bioinformatician, cum se spune, de genetician, care se uită la secvențe. Bun. Și care folosesc programe informatice foarte complicate. Acum e foarte mult și computer science în toată chestia asta, care au programe automatizate aproape, coduri deci limbaje de programare care fac totul prin aceste limbaje, pentru că e foarte complicat, sunt foarte multe date. Adică tu ai o secvență de niște mii, zeci de mii de unități care înseamnă o genă. Aceea trebuie să îți dai seama ce înseamnă, ce face. E o întreagă infrastructură informatică în spatele genomicii. Acum, da, în toată lumea. Descifrarea genomului uman înseamnă faptul că se studiază foarte mult în medicină, se caută și remedii pentru boli autoimune, vorbim și despre imunitate, pentru celule canceroase. Exact. De ce unii sunt mai diferiți? De ce unii reacționează diferit la medicamente de cancer? De ce unii au anumite boli genetice și probleme? De ce tot felul de boli pe care le avem putem să ne uităm la cauze genetice? Nu tot timpul sunt cauze genetice, e vorba de mediu. De exemplu, faci cancer de piele pentru că UV-ul ți arde pielea și... Deci mediu este important, spuneți, la un moment dat, în măsură de 50%, da? Totdeauna, această discuție între ce e mai important e discuție veche și filozofică și nu se va termina. Dar am putea spune că e 50-50. Mediu este definitoriu, nu putem fără mediu. Dar sunt și cauze genetice, adică există și oameni perfect sănătoși cu mediu, cu un stil de viață fantastic care... au probleme biologice. Există însă prea des în țări ca ale noastre și în alte un stil de viață foarte prost, nesănătos, cu fumat, cu băutură, cu grăsimi, cu tot felul, care practic, de fapt, o mare parte din ceea ce problemele noastre vin din stilul de mediu de viață. Nu din deci gen. Mediu de viață sau mediul înseamnă și stilul de viață, înseamnă și alimentație. Tot în afară de momentul după ce ne naștem, chiar și mediul în burta mămicii este important, dar în momentul în care ne-am născut, tot ce se întâmplă în jur este... Ce mi se pare foarte interesant în deșifrarea aceasta a genomului pe care o privești pe calculator, e chestiunea legată de metabolism. Pentru că sunt chestii foarte importante. Oameni care, dacă ar cunoaște sau și-ar cunoaște de la bun început metabolismul, atunci probabil că ar evita foarte multe chestii. Dar vă promit că o să discutăm altă dată. Da, e foarte interesant. Chiar acum a devenit o profesoară de la Cambridge, membru al societății Royal Society în Anglia, care asta a făcut. A deșifrat, erau copii care nu se opreau din mâncat și nu se înțelegea de ce. Și a descoperit că avea o genă, leptina, o mutație care practic îi făcea să nu se sature niciodată. Și au putut să găsească niște remedii. Deci da, metabolismul e ceva foarte... Și una din părțile, studiul metabolismului geneticii și de unde vine acest metabolism din trecutul nostru evoluționist, e un domeniu extrem de... Foarte cald, interesant. Da. În ce măsură bagajul genetic al unei persoane este implicat în a contacta infecția, răspunsul la vaccin, eventual apariția complicațiilor post-COVID, post-vaccinare? E ca la testul de la condus la rutier în România. Toate răspunsurile sunt adevărate. Toate sunt adevărate, nu trebuie să alegi. Deci poate contribui genetica la mai mult. Adică știm că genetica contribuie și la modul în care răspundem la medicamente. Sistemul nostru imunitar este în bună parte și genetic. Pe lângă stilul de viață, faptul că starea de spirit ajută, bineînțeles că genele noastre... Suntem foarte diferiți în sistemul imunitar. De aceea și unii au reacții secundare la vaccin, nu grave, pentru că fiecare sistem imunitar reacționează într-un fel, ne însemnând nimic rău. Dar poate să fie faptul că unii fac COVID mai grav. Acum sunt consorții mari care studiază, pe lângă genetica virusului, genetica omului, a gazdei, adică de ce unii fac COVID mai grav, și au găsit niște răspunsuri preliminare și se tot studiază. În sensul că unii oameni au un sistem imunitar mai susceptibil. Din nou, din trecutul nostru evoluționist. În trecut, dacă am făcut ciumă și mureau jumătate din lume, cei care supraviețuiau probabil că aveau niște gene mai adaptate, practic, selecție naturală. În cazul acesta nu se mai întâmplă neapărat în ziua noastră.
Trebuie să luăm o scurtă pauză, după aceea ne mai rămân câteva minute. Am o întrebare legată de acest studiu, acest vaccin cu molecula ARN, pentru că oamenii trebuie să știe, s-a vorbit foarte mult despre timpul relativ scurt în care a apărut vaccinul, numai că la această moleculă ARN, la acest vaccin cu molecula ARN, se lucrează de foarte mult timp. Dar asta vă rog să ne spuneți imediat după o scurtă pauză. Profesorul Florin Mircea Iliescu, doctor în genetică umană evolutivă, Universitatea din Cambridge, licențiat în biologie moleculară, Universitatea din Edinburgh, cum ar spune francezul. Dar nu v-a fost greu cu numele de Iliescu, domn profesor, totuși, în anii, adică... Da, eu sunt, să zicem, sunt un copil al libertății. Am început școala la 90, deși era un fel de libertate. Aoleu, chiar, sunteți... în Cotroceni am colit copilării la școală. Nu mi-a fost. Să știți că atunci în Cotroceni erau, să zicem, mulți fani ai domnului Iliescu. Eram chiar apreciat. Clar, perfect. Sunteți atât de tânăr. Apropo de ARN-ul ăsta, da? Înțeleg că se studia de mult. Da. S-a tot vorbit despre perioada foarte scurtă în care s-a făcut vaccinul. Se studiază de peste 20. Era o moleculă foarte greu de studiat pentru că e o moleculă instabilă și întrebarea e cum o ții să o faci stabilă. Și au fost niște nebuni, să zicem, oameni de știință care au tot vrut să o studieze, au tot dorit să o studieze și bine au făcut. Asta înseamnă cercetare fundamentală, nu aveau o aplicație imediată. Și au făcut-o mulți ani și acum deja sunt multe teste clinice, deci vaccinul nu a apărut din nimic. Sunt medicamente din acestea imunoterapii pentru cancer în care se folosește acest ARN. Compania care a făcut vaccinul asta a lucrat de fapt. Deci nu e din nimic, este din mulți ani de cercetare, probabil că se va lua premiul Nobel cât de curând. Dar e un exemplu în care cercetarea fundamentală, adică lucruri care nu par cu aplicații. La noi în România e greu să explici oamenilor de ce ar trebui să le dea unor cercetători niște poate 1.000 de euro pe lună ca să cerceteze, adică să se simtă și bine, să aibă și bani destui, pentru că nu se vede rezultatul. Nu le dăm nici medicilor, dar apoi cercetătorilor. De ce să le dăm? Dar aceste rezultate apar la un moment dat pentru umanitate, pentru țara respectivă. Deci acest exemplu, povestea RN-ului, e un exemplu foarte bun. Mulți cercetători nu luau în seamă, pentru că era greu de studiat, dura prea mult și nu părea să aibă o aplicație imediată. Da, dar uite, vedem că rezultatele încep să apară. Ați văzut pentru ce s-a luat? Că astăzi au fost anunțați cei doi... Am văzut din nou un subiect care era interesant inițial, nu cred că nimeni, faptul că de ce reacționăm la frig, la căldură, care sunt receptorii. Nu părea așa ceva foarte... Și folosind acea substanță din ardei iute pentru a vedea în ce măsură organismul, mi se pare... Știm, dacă punem ardei iute, simțim ca o reacție de arsură. Mm-hmm. Dar acea aplicație, de faptul că înțelegem acești receptori de durere, sunt și ei asemănători, duce la multe aplicații, pentru că sunt mulți oameni care suferă, îi doare prea tare, au terminații nervoase, deci e un domeniu fundamental. Dar vedeți, lucrurile par atât de simple. Dacă mi-ar fi spus cineva că nu s-a descoperit ceea ce au descoperit cei doi pentru a lua premiul Nobel, nu-i așa? Aș fi crezut că lucrul ăsta s-a descoperit de mult. Adică lucrurile cel mai simple par undeori atât de greu, imposibil. Durează zeci de ani, sute de ani până se descoperă. Și asta se face prin știință și cercetare. Și e un exemplu, e un motiv pentru care vedem multe premii Nobel din America, din Anglia. Cum sunt ei? Criticăm, putem tuturor, dar există o investiție în cercetare de zeci de ani care se vede și ar trebui să ne gândim foarte bine și noi la asta, dacă am avea oameni care cu adevărat se gândesc la viitor, adică la ce se întâmplă peste 20, 30, 40 de ani. Nu este pentru mine asta sau pentru dumneavoastră, este pentru următoarele generații dacă am vrea să investim în cercetare, acum în inovație de fapt. Mm-hmm. Și avem șansa, pentru că oamenii avem în România, în afară, dar... Trebuie totuși organizare și fonduri. Da, am văzut. Astăzi întâmplător mi-a trimis un prieten foarte bun, profesor Ion Alexie, care e medic infecționist la Las Vegas. Mi-a trimis un material foarte interesant și aici spunea, sper să se aprobe molnupiravirul și să anihilăm pandemia. Și după aceea am descoperit că și dumneavoastră
un moment important în această pandemie, un nou medicament antiviral de la Merck, molnupiravir, oferit pe cale orară, arătat în studii clinice că poate preveni 50% din cazurile grave. Am înțeles că deja este pe piață sau se fac studii în acest... Americanii l-au cumpărat, au deja niște cantități, englezii deja, adică mai multe țări negociază pentru că aceste cantități nu sunt nelimitate la acest moment, dar e un medicament, e primul antiviral, de fapt, un medicament care direct îi dă în cap virusului atunci când îți intră în organism. Da, odată luat de către cineva care are COVID, antiviralul inhibă replicarea virusului în celule. Lucru de fapt cel mai important. Și stadiul inițial, asta e foarte important. Deci oameni cu factor de risc, în momentul în care au un test pozitiv, vor putea lua acest medicament. Cam toate astea și anticorpii monoclonal trebuie luați la început, pentru că după ce se replică în virusul în organism, știm ce se întâmplă. Cercetarea avansează. Da. De ce au indienii pielea așa cum o au? Pentru că a studiat în India. Oamenii oricum mai în sud, inițial noi am avut toți pielea mai închisă la culoare. Pielea mai închisă la culoare ne protejează în zonele sudice de raze UV foarte puternice care pot să ne lovească folații, molecule foarte importante pe care le avem, pot să le degradeze. Deci ne protejează straturile pielii mai adânci, pielea mai neagră. Această piele închisă la culoare exista în sud de zeci de mii de ani. În India e o combinație între acea piele inițială plus alte valuri de populații care s-au tot amestecat și nu au foarte închisă. Au, de fapt, gama lor de culori este cam de la noi până la o gamă africană. Deci în India e foarte interesantă această diversitate uriașă. Și există și selecție socială, preferințe pentru un anumit ton de culoare, de piele, populații diferite au preferințe diferite. E un loc fascinant, complicat și foarte interesant de studiat. Din păcate am citit un interviu de la dumneavoastră, am înțeles că nu s-a descoperit o genă, că ar fi o genă, care exista o genă a criminalității. Dar, uite, există alte... Și ați mai spus un lucru foarte interesant, ziceți așa, eu nu sunt foarte convins nici de IQ și cât de general valabil este el în diferite populații. Ce vreți să spuneți? Deși nu sunt un specialist în IQ și nici în genul criminalității, se studiază aceste lucruri, se fac studii, dar e totdeauna ai variabile care practic îți cumva nu sunt clare, adică și nu poți să controlezi toate variabilele. Ideea de IQ este un test dezvoltat de noi, care sigur că ne spune cât de deștept suntem de noi în Europa. Ce spun, încercam să spun e că din perspectiva evoluționistă antropologică, populațiile de pe glob sunt foarte diferite, au valori diferite și e foarte posibil ca un test pe care l-am dezvoltat noi, societatea vestică să o numim, să nu fie la fel de potrivit pentru toate societățile. Potrivit sau relevant, da. Și să fie sigur și un lucru de mediu și de... E foarte greu de spus. Nu zic că nu are nicio relevanță, spun doar că ar trebui să-l luăm cu o mare gură de sare, cum zic englezii. Pentru că tot a venit vorba de IQ. Știți bancul acela cu Caracal, când oprește un tren în Caracal și un călător din tren îl întreabă pe un de-asta care ciocănea roțile. Zice, aici e Caracal, la care ăla îi zice, bine că ești tu deștept. Știu, sunt multe. Eu n-am avut niciodată vreun conflict din Oltenia, nici de România, adică totdeauna m-am apărut că important e ce facem noi în viață fiecare și... Și asta e important. Noi, da, generalizăm cu multe locuri. Chiar și cu politicienii. Nu sunt toți cei mai răi. Sunt dintre cei mai rău. Urmăriți-l pe profesorul Florin Mircea Iliescu. Spune lucruri interesate legate de știință, legate de genetică pe înțelesul tuturor. Și cred că ăsta e un lucru extraordinar. Am înțeles la domnia sa că undeva acum în urmă cu 300.000 de ani înaintașii noștri veneau din Africa și erau, bineînțeles, închiși la culoare. Aș vrea să-l cunosc pe strămoșul cel mai înaintat al meu, să văd cât de... Deja se gândeau simbolic acum vreo 80.000, 100.000 de ani și chiar pictau și se gândeau ca noi. Așa. Domnul, asta, faptul că avea o altă culoare mă fascinează, faptul că mai și pictau, deja îmi dă șanse pentru mâine la moțiunea, speranțe pentru viitor și mai ales pentru mâine la moțiunea de cenzură. Mulțumesc mult de tot, domnule profesor. Sper să ne vedem și în studio aici să discutăm pe larg. Sunt atât de multe teme interesante. Ultima parte, Vatra strămoșească, Călin Georgescu. După o scurtă pauză.
Bună seara, bine ați venit. Păi ce, nici s-a anunțat bine ce vă ocupați și ați băgat panică în dușmani. Pământul strămoșesc, că am zis vatra strămoșească. Da, păi pământul strămoșesc nu e vatra strămoșească? Nu e chiar același lucru, pentru că pământul ține de ceva mult mai adânc. Ah, pământul este pământul. Pământul este ceea ce a îmbrățișat Ion al Glanetașului. Mm-hmm. Și asta nu poți găsi nicăieri în lume. Îmi plac incursiunile astea referirile dese la istorie, la literatură. Dumneavoastră fiind de formație... Inginer agronom. Inginer agronom. Da. Dar lucrând în domenii foarte diferite și mai mult în străinătate. Dacă nu cunoști istoria, nu ai cum să înțelegi nimic din țara ta. Mm-hmm. Păi, politicienii români au arătat în ultimii 30 de ani că habar nu au. Cei mai mulți dintre ei, să nu generalizăm de istorie. Domnul Georgescu, da, am înțeles bine. În ce sens? Ca o prezentare pentru cei, că n-am apucat da, sigur că să spun. Da, da. Sunteți născut în România? În România, bineînțeles. Da. În ce sens v-am blocat un pic cu... Adică făceam prezentările, că n-am apucat. Am intrat direct în subiectul de asta. Deci ați creat panică în rândul... A fost... Cum odată ce ați lansat? Cum ați prezentat în not într-un lac iarna. Păi el a fost un șoc, să știți. Numai că acum au intrat ei în apă, nu eu. Am asta înțeles. A fost singura diferență. Da, aia a fost în momentul în care am făcut emisiunea și am dat imaginile cu dumneavoastră. Era iarnă când făceați, nu? Bineînțeles. Făceați des asta sau ați făcut-o demonstrativ pentru să atrageți atenția? Că se întâmplă și asta. E cam greu să faci așa ceva demonstrativ, pentru că risc să o faci demonstrativ total pentru tine. Aha, și rămâi înghețat în mijlocul lacului. Îți demonstrez că nu mai ești. Dar ținând cont că mai am ceva de făcut pe lumea asta, am făcut asta de vreo câțiva buni zeci de ani. A, deci ați făcut dintotdeauna asta. Însă mesajul a fost precis că sănătatea depinde de mine. Știu că asta am discutat. Asta a fost toată chestiunea. Haideți să-i lăsăm pe oameni să vadă, am selectat câteva minute din discursul dumneavoastră și lansarea mișcării dumneavoastră, Pământul strămoșesc. Mi se poate foarte interesant ce spune și după aceea să dezvoltăm. Să ne spuneți de ce ați venit aici, de ce faceți această mișcare. Uh-huh. Și l-am auzit pe George Simion, prietenul nostru, spunând că în continuare dumneavoastră sunteți propunerea AUR pentru funcția de prim-ministru. Și de fapt, mai mult decât atât, George Simion vorbea de o propunere pentru prim-ministru la un guvern de Uniune Națională. Am înțeles. Vorbim. Da? Vorbim. Sigur. Haideți să vedem filmulețul, vă rog. Vineri, 1 octombrie 2021, de acoperământul Maicii Domnului, anunțăm înființarea mișcării Pământul strămoșesc, sub conducerea mea. Misiunea noastră este de a numi corect lucrurile, de a crea o atitudine sufletească, puternică, de a rămâne și de a merge împreună, uniți în Dumnezeu, pentru a readuce demnitatea și suveranitatea națiunii române. Credem cu tărie că avem dreptul, ca neam și ca țară, de a face istorie în această lume. Ne iubim țara așa cum a făcut-o Dumnezeu. O iubim fără a-i cere nimic în schimb, nici chiar încrederea, atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea, înnădită azi la lucruri străine și la oameni străini. Așa cum spunea Mihai Eminescu, conștiința noastră națională. Îi oferim doar iubirea și devotamentul nostru necondiționat. Să facem cinste și să ne ridicăm la înălțimea marilor noștri înaintași. Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Constantin Brâncoveanu,
Alexandru Ioan Cuza și mulți alții care și-au dat viața ca noi să avem astăzi destin. Un discurs care nu are nicio legătură cu discursul politicienilor pe care îi vedem în fiecare zi de aproape 32 de ani. Mihai Eminescu spune așa că singura rațiune acestui stat al nostru este naționalitatea românească. Prin urmare, a fi român e o treabă de secole. Și faptul că am avut parte de asemenea specimene, nu trebuie să ne schimbe linia pe verticală pe care trebuie să o avem. Vă rog. Adică mari înaintași care au făcut istorie, așa cum spuneam, sunt pe verticală, în morminte, nu pe orizontală. Așa cum poporul este pe orizontală, populația e pe orizontală, iar poporul e pe verticală. Este de natură să înțelegem... Care e diferența între popor și populație? Poporul este neamul și populația este cea chemată la vot. Adică, de fapt, care n-a votat niciodată. Că dacă ar fi contat acest vot, cu siguranță nu ne-ar fi lăsat. Și neamul românesc mai există? Neamul românesc este... Partea frumoasă a lui? Sigur, el există. Și tocmai asta și spuneam. Frumosul există. Și pe cei care au stat alături de acest ideal comun la lansarea mișcării, mari artiști, mari maestri a scenei românești, mari oameni de cultură, academicieni, toți au fost o demonstrație din plin că frumosul există, binele există, vitalitatea acestui neam există, comuniunea între noi există și nu cred că trebuie să fim doar atenți la ceea ce ni se transmit într-un mod foarte manipulator și fin, de fapt, adică pe lucrurile negative și să privim faptele bune și faptele frumoase acestui neam. Prima constatare a mea este că ați venit în emisiune și am dorit de mult să se întâmple asta și nu merge WhatsApp-ul, nu merge Facebook-ul. Adică ați făcut vreun voodoo local sau ce s-a întâmplat de fapt? Sau e o coincidență? Nu știu, nu trebuie. Sonorul este la mine și la dumneavoastră. E adevărat. Nu-i la ei. A stat mult în străinătate? Pentru că prima întrebare a celor care se uită, ia uite și pe ăsta, a venit acum din străinătate să ne învețe pe noi la noi în țară ce trebuie să facem. Vă aduceți aminte la începutul anilor 90, când nu, dacă n-ai mâncat salam cu soia, n-aveai ce să cauți aici? Să știți că statul în străinătate îți conferă un atu pe care, cel puțin față de cei care sunt astăzi la conducere, eu l-am net superior. Adică știi cum funcționează sistemul. Dacă nu știi cum funcționează sistemul, te bate pe umăr în semn de prietenie Angela Merkel și tu te lauzi pentru chestiunea asta, dar de fapt e ca și cum ți-ai luat adio de la orice înseamnă. Și Klaus Iohannis a fost bătut pe umăr? Dom'le, știți cum e? Dacă faci asemenea gest de înțelepciune mascată că cineva te bate pe umăr și ești buricul pământului, te înșeli, pentru că în primul rând să știi cine ești tu și ce trebuie făcut pentru țara ta, nu ce vrei tu. Este vorbim, o mare diferență. Vorbim despre asta. Vreau să aflu ce vreți dumneavoastră să faceți pentru România. Pentru... Nu, eu nu vreau nimica. Eu fac ce trebuie. E o mare diferență. Ce vreți să faceți? Nu. A. Nu. Tocmai asta spune. Am înțeles. Faceți ce eu trebuie. Fac ce trebuie. Ce vreau, așa au făcut mulți. Au făcut ce au vrut. Fiecare a făcut ce a vrut. Am înțeles. Eu fac ce trebuie. Dar imaginați-vă, hai să facem un exercițiu de imaginație. Vă rog. Cineva deschide televizorul, normal, pe Alev News. Da. Și vă vede pe dumneavoastră și așa. Se întreabă ce e, de unde vine, ce vrea, de ce acum. Eu mi-aduc aminte până să facem prima emisiune prin Zoom. Erați în Austria. În Austria, da. În Austria, momentul ăla, în Austria. Am primit atât de multe mesaje legate de
faptul că, de fapt, oameni mă întrebau sau mă îndemnau, invitați-i pe domnul Georgescu, invitați-i pe domnul Călin Georgescu, invitați-i pe... Deci erau nenumărate, de parcă se pusese în mișcare o mașinărie care îmi spunea ce să fac. Până la urmă v-am invitat, văzusem și acea postare, un personaj interesant. Deci vă rog să faceți acest exercițiu de imaginație. Da. Sunteți un telespectator, un român normal, obișnuit, care dă drumul la Alef News să-l vadă pe Marius Tucă, show pe ei, și vede că unul dintre invitații mei se cheamă Călin Georgescu și spune ce a spus. Cum ați privi apariția dumneavoastră? Sau, mai mult decât atâta, să răspundeți la întrebarea mea. De ce ați venit acum? De ce vreți asta acum? De ce nu anul trecut? Da, e o întrebare complexă, să știți. Dar în câteva cuvinte sunt două observații ca răspuns. Prima este că niciodată nu a fost poporul român mai bine pregătit ca acum și niciodată nu avem o șansă istorică ca acum de a trăi în demnitate. De ce? Pentru că ceea ce se întâmplă pe arena mondială astăzi este categoric un tăvălug foarte periculos, pe care societatea românească nu-l percepe încă, probabil și datorită, sigur, lâncezelii, ca să nu zic lentorii multor politicieni sau cei ce puțin care stau astăzi la conducerea țării, dar nu e problema mea asta. Însă, cert cum este... nu e dumneavoastră? Vrei să... Păi nu, pentru că ei fac politică, eu vreau să fac istorie, asta e diferența. Ah, iertați-mă pe mine atunci. Da, nu, v-am spus. Așa, și al doilea este că poporul român este pregătit din punct de vedere energetic, din punct de vedere structural, sufletesc. Adică s-a ajuns la un punct limită în care românul vede altfel lucrurile și nu de genul lasă că merge și așa și mai vedem mâine ce se mai întâmplă. Nu. Credeți că a ajuns românul este în momentul în care exact, vadă este lucrurile? Exact, este un punct maxim. Ori eu sunt aici dintr-un singur motiv. Eu nu vin să dau o rețetă pe următoarea săptămână sau două săptămâni. Eu arăt calea, drumul. Este o linie de forță, este o chestiune de atitudine pe care am demarat-o împreună cu alți colegi și prieteni cu această mișcare Pământul Strămoșesc, care nu face altceva decât să crească și să ridice atitudinea poporului român față de propriul nostru pământ, față de relația noastră istorică cu această țară pe care ne-a dat-o Dumnezeu și pe care trebuie să o iubim așa cum este ea. Fără acest lucru, noi nu putem să trăim nici în demnitate și nici unde putem dezvolta. Adică plecăm de la asta. E o chestiune primordială de la care plecăm. Da? Să știm cine suntem, să iubim România exact. Și să construim de aici. Și dumneavoastră spuneți, eu vreau să arăt calea, drumul. Da. Calea, drumul până acum pentru România au fost greșite? Total greșite. Total greșite. Eu vă spun așa, mai plastic. Dacă astăzi, când noi doi vorbim, vă sună un telefon și vi se spune, domnul Tucă, în Gara de Nord au venit 5 trenuri, garnituri, pline cu cash pentru poporul român. Să zicem. Facem un exercițiu de imaginație, așa cum a spus asta mai devreme. Interesant. Pentru cine? Pentru România. Perfect. Eu nu vorbesc aici de hoție și de corupție. Eu vorbesc de sistem. Exact cum am auzit numai și numai discuții absolut false legate de situația absolut gravă la spitalul din Constanța acum câteva. De fapt, chiar în ziua când am lansat noi, vineri. Absolut. Așa. Poate vorbim despre acest subiect. Este sistemul este greșit. Sistemul economic. Deci aceste vagoane s-au pierdut în câteva ore. Și nu neapărat din furt. Pentru că nu au unde să se ducă. Sunt înghițite de sistem, practic. Da. De ce? Pentru că nu există nicio țintă. Nu există niciun program. Eu aici vin cu un program. Eu vin cu un plan. Eu vin cu o cale de arătat, foarte precisă, și anume hrană, apă, energie, o nișă pe care România, având-o și punând-o în practică, devine liderul european. Eu am citit cartea noastră.
hrana, înțeles, cu energie. Am ați întrebat, v-am răspuns. Absolut. Numai că, probabil că mulți se întreabă și vă întreb și eu. Bun, ați venit în România să ne arătați calea până la urmă, da? Pentru că am înțeles cum funcționează sistemul în afară. Și asta este un mare atu. Că dacă nu îl înțelegi... Și eu sunt de acord că în România poți să aduci acum garnituri întregi de bani. Uh-huh. Și în momentul în care intră în România, sistemul e înghite. Fără să fie neapărat vorba, neapărat despre corupție și așa mai departe. Cum funcționează sistemul în afară? Pentru că tot vorbiți de asta și repetați. În sistemul și în afară să știți că nu funcționează bine. Tocmai asta este ideea. Este, va fi colapsul în foarte curând al sistemelor complexe sau al sistemului complex occidental. Ce înseamnă asta? Înseamnă că s-a lucrat numai la mare, adică apropo de aceste corporații care practic conduc lumea astăzi, și eu vin și spun, trebuie să ne întoarcem la mic. Ce înseamnă asta, domnul Tucă? Înseamnă că crizele care au avut loc până acum, că au fost deja câteva, acum suntem la apogeul lor, care va însemna și colapsul sistemului global, asta cu siguranță se va întâmpla, au venit din două motive. Din cauza corporațiilor și a băncilor. Ele n-au venit, criza n-a venit datorită mărfurilor, datorită muncii, datorită industriei, a fabricilor. N-a venit din cauza asta. Nu? Dacă venea din cauza asta, spuneam, domnule, n-am fost în stare să muncim. Ele au venit din cauza celor care și-au dorit mult mai mult. Și și-au dorit în așa fel încât să calce în picioare tot ce înseamnă demnitatea umană. Și atunci societatea actuală a fost o societate care doar a exploatat omul și a primit exact ceea ce merită astăzi, datorită lăcomiei. Lăcomia a stat la baza acestui sistem occidental, care este perimat, învechit și care își va primi plata foarte curând. Ce înseamnă asta? Urmăriți bunar Austria, că tot a spus, o țară de unde am plecat, care mai... Acum câteva zile a votat în cea mai mare... Ați venit în România, v-a stabilit, da, în România? Definitiv. Ați venit definitiv. Da, definitiv. Am venit aici ca să ridic acest steag pentru demnitatea poporului român. Însă în Austria revenind, acum câteva zile, în cea mai importantă regiune a Austriei, în Graz, a fost votat Partidul Comunist. Și lucrurile pot continua. Deci Europa este într-o stare jalnică. România se află pe o poziție foarte bună și foarte prielnică, pentru că ea, în primul rând, a dat un fond karstic extrem de bun al sufletului românesc, ceea ce cam greu găsești în Occident, iar Occidentul, părerea mea, are cam ce merită astăzi. Nu țin neapărat să fac sau să am o pledoarie negativă față de Occident, dar, sincer vorbind, are cam ce merită. Adică a fost atât de lacom încât, practic, va cădea în propria plasă. Se va prăbuși. Se va prăbuși. Sigur că da. Adică ceea ce astăzi, eu de-aia am pledat mereu pentru... Păi și noi fără Occident ce facem? Soluția este la noi, nu este la Occident, să știți. Eu aici vin cu formulă, subliniez, românească, nu cu formulă occidentală. Noi ne vom reface ca țară în clipa când vom înțelege că soluția este în interiorul nostru. Aici, la noi și nu în altă parte. Nu există în altă parte soluția și nu avem... Deci, sigur că da, trebuie să existe cooperare, trebuie să existe relații bilaterale, trebuie să existe pace. Adică nu ne închidem ca pe vremea lui Ceaușescu, rămânem izolați în... Niciun caz. În Europa Acesta de Est. A fost primul meu punct. Pacea cu toate puterile existente, în special cu cele mari și în mod foarte special, vă subliniez asta, domnul Tucă, lucru care nu prea se înțelege în politica românească, care gândește mic și acționează și mai mic, este relația cu vecinii. Care trebuie să fie impecabilă. Impecabil înseamnă impecabil. Adică este ceva care peste asta nu mai poți face. Înseamnă că cu bulgarii suntem ok. Nu mi se pare că suntem cu nimeni. Nu suntem cu nimeni în momentul ăsta. Nu, nici spuneți-mi, apropo de alegerile din Graz, pentru că știu ce s-a întâmplat acolo, au câștigat comuniștii pentru că au vorbit despre drepturi și libertăți, despre discriminare, despre vaccin și așa mai departe. Care este doctrina dumneavoastră, dacă e să vă întreb de doctrină? Ce ne spuneți? Nu este doctrina. Nici ploaia atunci când cade și udă grâu nu are doctrină. Așa spunea Naionescu, nu eu.
Prin urmare, este doar o atitudine fermă, sufletească, de ridicare a stării de spirit românești. Politica este pe locul 2. Aici discutăm de o salvare a națiunii, într-un moment critic, în care... Și salvarea națiunii nu se face prin politică. Nu. Pentru că mai întâi este economia țării și apoi este politica. Independența națiunii române, domnul Tucă, înseamnă în primul rând independența economică. Punct. De aici trebuie plecat. În momentul în care țara nu este independentă economic, n-avem ce să vorbim de politică. Pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când vrei să elimini neghina dintr-un lan, nu o faci cu politică. O faci cu oameni de știință. Deci cred că avem nevoie de oameni bine pregătiți profesional. Lipsa de profesionalism este acută în această țară și partea de corectitudine politică dusă până la a face din numirea foarte mult multor politruci în funcții cheie, nu a făcut decât să distrugă această națiune. Prin ce? Prin lipsă de competență. Crasă. Deci în momentul ăsta, pe oricare l-ai luat și îl întrebi, domne, ce știi să faci, probabil că îți răspunde într-un moment de conștiință maximă, nu știu să fac nimic. Și atunci, de ce nu știi să faci nimic? Pentru că m-am făcut politician. Dar eu... pentru că altfel nu poate să trăiască, ne știm să facă nimic. Dar eu vă spun că și le transmit cu ocazia asta și acest mesaj, aici nu mai e o chestiune între noi ca români, ci este o chestiune a noastră, a tuturor, de a ne uni într-un moment foarte critic pentru întreaga lume și automat pentru noi ca țară. Deci momentul acesta este de unire, atât din punct de vedere politic, că și din punct de vedere chiar religios fac apel la toate cultele existente în România. Cine face această unire? Ortodoxă, de a face acest lucru. Cine face această unire? Noi am ridicat prin această mișcare acest teag și am transmis că este un moment crucial în care doar unitatea între noi ne poate duce la salvarea țării, în special economic și nu doar, mai ales pe această situație existentă, mă rog, aceste situații a bolii sau a pandemiei, în care trebuie să găsim soluții interne. Și totul trebuie găsit intern cu oameni foarte bine pregătiți, devotați, moral, competenți și care trebuie să aduși la aceeași masă. Mișcarea Pământul Strămoșesc se va transforma într-o mișcare politică propriu-zisă, adică un partid, o formațiune care să participe la alegeri? V-am spus, politica pentru mine în momentul ăsta e pe locul 2, partea politică acestei acțiuni. Acum sunt interesat total împreună cu colegii mei și cu milioane de oameni în spate de atitudinea concretă de ridicare a stării de spirit și care se manifestă, ca să facem, să discutăm pe lucruri reale, în sprijinirea micului producător, în sprijinirea comunităților locale. Așa cum am anunțat vineri și am acționat imediat a doua zi, ulterior, următoarele zile vor fi la fel, desfășurăm proiecte în țară, care înseamnă, în primul rând, dezvoltarea brezelor și meșteșugurilor, repararea de școli, de podeze. Și cum faceți asta? Cum implementați asta în țară? Toate se fac prin conștiința oamenilor care au realizat că nu mai este timp de pierdut. Eu am înțeles și înțelegem cu toții și am declarat personal că țara suferă din punct de vedere economic. Și am spus, nicio problemă. Înțelegem asta. Venim noi și o sprijinim cu toate puterile noastre pentru a dezvolta, atenție mare, un model economic și social care se bazează pe micul proprietar producător. Aceasta este cheia, de a ajunge la mic. Este o acțiune precisă în care suveranitatea țării se face cu suveranitatea fiecărui individ în parte. În momentul în care gospodăria țărănească va deveni suverană și va avea tot ce trebuie în gospodărie, vorbesc ca familie. Statele sunt depopulate, lor, domnule Georgescu. Sunt foarte mulți și români plecați în străinătate. Se întorc foarte mulți în afară. Și eu am făcut apel și fac apel în continuare la toți românii din afară, la diaspora românească, care înseamnă încă o țară, de a se întoarce acasă și uniți să ne refacem țara. Pământul e nevoie să fie lucrat, gospodăriile de întreținut și toți putem să facem asta. Eu înțeleg pe toți, ca și mine de altfel, poate la mine a fost alt caz, sigur, categoric, de a sta în Occident o perioadă, datorită muncii pe care am prestat-o și a jobului. Dar alții au plecat ce job? La Națiunile Unite, când am lucrat. Însă, Națiunile Unite fac parte din sistem? Păi sunt principalul.
Păi și atunci de ce ați lucrat dacă făceau parte din sistem? Pentru că nu ai cum să cunoști elimini decât ceva. Din interior. Sigur că da. Este imposibil. Și în momentul în care cunoști... Și câți ani ați lucrat la Națiunile Unite? 17. Și cum a fost experiența asta? Ți-a ajuns de tânăr acolo? Da, sigur, printr-un tren. Dar... Și cum a fost experiența asta? Să lucrați la Națiunile Unite? Probabil că aveați 30-40 de ani, nu? Mai puțin, probabil? Da, 30. Prima dată am intrat aici, în România, mai întâi, la NUD și apoi ulterior în Occident. Însă este fabuloasă, pentru că înțelegi două lucruri. Că dacă cunoști bine sistemul, poți face din țara ta un rai, cu oameni foarte bine pregătiți și devotați țărilor, nu doar să se ducă și să se plimbe prin... Cine are stă în spatele sistemului? Există butoane? Că tot aud chestia asta cu oculta mondială, cu că e cineva care orchestrează, care conduce sistemul. Există oameni, există sistemul ăsta, în spatele lui stă o minte diabolică, stau minții care pun la cale tot ce se întâmplă în sistem. Nu poate să funcționeze în sistem dacă nu e condus de cineva. Domnul Tucă, oamenii, mai mult ca orice, și-au dorit puterea dintotdeauna. Și inima omului este o pradă foarte ușoară. Foarte ușoară. Și este foarte ușor să te vinzi pe doi țechini. Foarte ușor. Ca român sau în general? În general vorbesc. Și atunci se creează un sistem în care ești plătit, foarte bine plătit, extrem de bine plătit, ca să nu faci nimic. Însă acest sistem, așa cum vă spuneam, are și o parte interesantă. Că dacă îl cunoști bine, adică îl cunoști bine înțelegând, cunoști fiecare piesă, fiecare fir. În detaliu cum ar veni, știi să... Foarte mare detaliu. Atunci poți face din țara ta un rai. Există cineva în spatele acestui sistem? Că nu mi răspundeți la întrebare. Sunt mai mulți. Deci sunt persoane, sunt mai mulți. Mulți și neapărat, și nu neapărat mai mulți, sunt 5 țări care au, de fapt, au format sistemul în... Care sunt cele 5 țări? Sunt Anglia, America, Rusia, Franța, China. Astea sunt. Da. Nimic mai mult. Nimic mai mult. Nimic mai în plus. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la domnul Călin Georgescu, Pământul Strămoșesc. Trebuie să-mi răspundeți dacă vă transformați, adică începeți să faceți politică. Politică fac oricum. Păi nu, asta e clar. Politică la modul, să spunem, politică la modul partidic. Politică... Da, înțeleg ce vreți să spuneți. Registrând un partid politic, dacă veți participa la alegeri, sau sunteți doar dumneavoastră cel care purtați acest teac și vreți să fiți prim-ministru din partea... Nu doar eu, ci noi. Deci trebuie să înțelegem că aici nu este vorba doar de Călin Georgescu, este vorba de noi ca țară. Și a trebuit să înțelegem toți că toți trebuie să ne unim pentru același ideal. Și eu vreau să mă unesc, vreau, cu toată lumea vreau să mă unesc, să fie pace în lume. Dar dumneavoastră trebuie ca să ajungeți, să înfigeți steagul pe reduta asta românească, da? Frumoasa redută românească. Trebuie să ajungeți acolo, să spuneți cum faceți asta. Haideți să luăm o scurtă pauză, că mai avem două pauze. Ok. Apropo de lumea în care trăim și sistemul ăsta, că au căzut WhatsApp-ul, Facebook-ul și Instagram-ul și dintr-o dată simți că ți s-au, mai ales pentru un jurnalist, dar nu numai în general, pentru oameni, da, simți că sfunge pământul de sub picioare. Și eu vreau să le spun celor care se uită la Marius Tucășiu, la Lev News, că avem și SMS. Așadar, pentru cei care ne urmăresc emisiunea, poate să ne trimite SMS la 0747 800 800. Și mă interesează dacă aveți întrebări pentru domnul Călin Georgescu, în primul rând. După aceea să-mi spuneți și mie dacă vine sfârșitul lumii, să nu mă prost aici în studio. Și cu domnul Georgescu, care a venit cu steagul și schimbă România. Adică n-aș vrea să fiu într-o situație de genul ăsta. Nu sunt genul, ca să zic așa.
Așadar, cum facem practic lucrurile, domnule Georgescu? Și vreau să vă întreb cum veți ajunge prim-ministru. Propunerea AUR în continuare pentru funcția de prim-ministru este Călin Georgescu, adică dumneavoastră aici în fața mea. Mă bucur că ați venit. În ce măsură sunteți propunerea AUR sau sunteți o propunere pentru mai multe partide să conduceți un guvern de Uniune Națională? Cel mai important lucru este să fie un guvern de Uniune Națională în acest moment în România. Eu sunt gata să îmi slujesc țara, evident că nu în orice condiții, însă cert este că singura formulă fezabilă în acest moment este un guvern de Uniune Națională care să poată să treacă acest hop pentru a rezolva cel puțin următoarele probleme. Problema economică, problema faptului al doilea, problema educației, problema acestor restricții care sunt total aberante pentru că viața trebuie să continue și trebuie să găsești soluție la ceea ce există, nu să faci restricții doar pentru a opri viața, pentru că nu poți să oprești sau să blochezi viața pentru a te apăra de moarte. Este un nonsens. Și sigur trebuie să rezolvi problema păcii cu vecinii și cu ceilalți, pentru că a putea să se miște economia. Economia trebuie să meargă. Dacă nu merge economia, nu poți să faci nimic. Lucru care se vede cel mai asidu și se va vedea foarte plină, sper să nu se mai întâmple, dar asta este realitatea, în ce s-a întâmplat în, la spitalul din Constanța, ce se întâmplă în situația energetică, pentru că nimeni nu mai investește și nu s-a mai investit nimic de ani de zile în componente, în tehnologie. Păi, stați un pic, problema... noi vorbim aici de steagul în fir pe, pe această redută frumoasă, sau da, de fapt steagul care să, nu, să schimbe România. Sigur că da. Și am ajuns la chestiile tehnologie. Sigur că mergem și până acolo. Dar eu vă întreb, mâine, că probabil că nu întâmplător mâine cade guvernul Câțu, nu? Adică au aflat că au venit și deja sunt în degringoladă și o să se destrame. Dacă mâine, da, da, o să fiți propunere, propunerea celor de la AUR pentru funcția de prim-ministru într-un guvern național, credeți că e posibil acest lucru? Într-un guvern de Uniune Națională, da. Este posibil. Nu altfel. Nu altfel. Este imposibil. De ce? Pentru că sunt prea multe componente internaționale de acoperit și prea multe lucruri de resetat în România ca să se poate întâmpla doar cu o majoritate firavă. Fie ea și majoritate. Și aveți nevoie de o majoritate. Păi și ei se plâng, cei care sunt acum, că n-au avut o majoritate confortabilă ca să schimbe România. Da, numai că nu exista niciun program, niciun plan. Eu am spus foarte clar, eu nu vin cu o rețetă pentru două săptămâni, vin cu un program foarte precis, vin cu un alt drum, cu altă resetare și în primul rând cu un nou model economic care poate să facă față la acest tăvălug economic, la acest tăvălug internațional, scuzați-mă, care vine peste întreaga omenire. Pământul strămoșesc, dacă nu reușiți acum să fiți prim-ministru, nu știu cum s-ar putea asta, așa, se va transforma în partid politic? Va fi o mișcare politică? M-ați întrebat lucrul ăsta. Vă mulțumesc în continuare. Pentru moment mă rezum doar la atitudinea pe care vreau să o ridic în România. Politicul este pe locul numărul 2. Fără a ridica o stare de spirit în popor român care să înțeleagă că numai prin unitate, prin voință proprie, prin ridicarea comunităților locale, prin ridicarea micului producător. Cum ridicați această stare de spirit? Prin exemple pe care deja le-am demarat în teritoriu. Și anume, un mic producător, de exemplu, un crescător de oi din județul Constanța, că îi trebuia un fânar. Și problema a fost de ani de zile pentru că nu putea să gestioneze acest aspect. Ei l-am ridicat noi într-o zi. Sau un așezământ social. Prin banii noastre, prin fondurile noastre? Au fost, fiecare a venit cu ce a putut. Și în special mâna voluntarilor. Asta înseamnă conștiință. Conștiința românească s-a trezit, domnul Tucă, în România. S-a trezit pentru că am înțeles toți că nu mai este timpul de a aștepta la cineva care nu înțelege suferința acestui popor după 31 de ani. Și atunci o facem noi. Să fac 32 acum, în decembrie. 32. Bun, să spunem? Da, vă rog. Înțelegem, încă o dată spun, că țara nu are posibilități economice, nu e nicio problemă. Adică este o problemă, sigur, dar nu e nicio problemă, în sensul că trebuie să ne implicăm noi. Și o facem cu toată dăruirea.
Acolo unde este posibil, vom dezvolta brezde și meșteșuguri, cum am spus. Vom repara școli care nu mai funcționează de ani de zile, sau cămine culturale, sau podețe. Vom ridica sere, hambare, centre de colectare a legumelor. Gândiți-vă că în momentul acesta producătorii locali nu au unde să-și vândă produsele, n-au unde să le ducă pentru a fi colectate și apoi distribuite. Grâul românesc se vinde astăzi în portul Constanța prin corporații care fac prețul și ei îl exportă. Așa ceva este imposibil de conceput. 0747 800 800, văd că oamenii deja trimit foarte multe mesaje prin SMS, că am rămas fără Instagram, fără Facebook, WhatsApp, nimic nu e întâmplător, domnul Georgescu. Da, bineînțeles. Vă dați seama că deja... Când o să ajung eu prim-ministru, o să fie sistemul românesc. Nu o să mai fie sistem internațional. Să fie sistemul românesc. Uite, da. Apropo de asta, să spune că printr-o minune, așa, nu văd altfel, dumneavoastră veți ajunge prim-ministru unui guvern de Uniune Națională. Care sunt primele măsuri pe care le-ați lua? Ar fi o întrebare clasică. Uh-huh. Și cine va face parte din acest cabinet condus de Călin Georgescu? Primele măsuri înseamnă investiția completă și totală, micul producător, în tot ce înseamnă mâna românească, care înseamnă scutirea completă de taxe, de impozite, pentru că în momentul în care ei vor fi bogați, țara va fi bogat. Al doilea este să avem toți la robinet apă de cea mai bună calitate, pământul să redevină proprietatea poporului român, să fie lucrat de către români. Păi cum le faceți? Ce faceți? Naționalizați? Asta nu pot să vă spun. Asta ține de politică mare și asta nu pot să vă spun. M-ați întrebat doar ce măsuri sunt. Uh-huh. Da? Deci cel mai important este ca micul producător să se dezvolte și să fie lucru românesc făcut. În momentul în care micul producător începe să se dezvolte, atunci încep și cu industria aferentă pentru a ajuta. Fie că vorbești de agricultură, fie că vorbești de industria navală. Deci toate acestea trebuie făcute cu inteligență românească și cu muncă românească. Dar în mod special trebuie să știi precis ceea ce ai de cerut internațional. Adică să ai predictibilitate și să ai proiecte foarte clare pe termen lung și foarte lung. Iar între ele este această nișă pe care trebuie să o ridici. Întrucât România nu spune nimic nicăieri de peste 30 de ani. Și anume, hrană, apă, energie înseamnă exact criza care va traversa întreaga omenire acum. Criza în special de hrană și de apă. Ori în momentul, m-ați întrebat ce se întâmplă, în momentul în care dezvolți aceste două nișe, cel puțin hrană și apă, ai cucerit lumea. Când ai instalat, numai puțin, când ai instalat, de exemplu, bursa grâului la Brăila și bursa energiei la București, s-a încheiat filmul. Trebuie să gândești mare și foarte mare. Dacă astăzi bursa energiei este la Viena, o țară care nu are nicio legătură cu acest lucru... Îi urez sincer pe ăștia pe austrieci. Dom'le, n-aș putea să spun de asta. Ei au făcut un joc... Vă rugăm, spuneți-ne date de contact, website, cum ne putem alătura. Pământul Strămoșesc este site, pagina, da? De web. Pagina, da. De web, da. Da. E primul care a trezit în mine o mică picătură de speranță. Îmi lipsește atât de mult timp. Deci v-a spus toate rudele să sune. Apropo de cabinet, da. Aveți oameni pregătiți și determinați lângă dumneavoastră deja cu care să porniți la drum? Sau sperați să-i găsiți aici odată cu stabilirea dumneavoastră definitivă în România? Vă rog să răspundeți. Este o echipă deja pregătită, dar nu pot să vorbesc nimic despre acest lucru. Am înțeles. O să continui cu întrebările după această ultimă pauză de publicitate. Ok. N-aveți Signal, n-aveți Telegram, nu existați, fraților, săracul SMS, cum ne-am întors noi cu SMS. Eu asta zic, rugămintea mea mare, foarte mare era, rude, fraților, să mă anunțe și pe mine, prieteni apropiați, chiar dacă sunt din Moldova, nu mă deranjează, să mă anunțe dacă vine sfârșitul lumii. Nu vreau să mor singur prost aici în studio și cu domnul Georgescu, care tocmai a venit să facă revoluție în România. Ce urmează, domnule Georgescu?
În primul rând, prin toate aceste proiecte pentru sprijinirea micului producător a gospodăriei țărănești și a țăranului român, declanșăm practic un șantier în întreaga țară. Și cu cât acest șantier va fi mai rapid dezvoltat și să fie împânzită toată țara cu oameni voluntari care vor ridica... Patria, cabinetul de lucru al președintelui, cum era pe vremuri. Asta este realitatea. Vrem sau nu vrem, dacă nu ne întoarcem la mic și nu punem toți umăr, nu se va întâmpla nimic. Iar pașii următori o să-i anunț atunci când va fi cazul. Când va fi cert este momentul. Că avem totul pregătit. Da. Ce asta înseamnă aveți totul pregătit? Mă speriați un pic. Totul pregătit. Să nu fiu luat înseamnă... pe nepregătită. Nu, veți fi luat prin surprindere în sens de ce bine este și n-am știut. Aoleu, sensul ăsta. Păi da, sigur că... cu rău cu asta, cu binele. Păi nu, să știți că există totuși și Dumnezeu. Și... Nu cred că mi-a spus asta. Mie. Nu, am spus în general. Pentru că... Așa, sigur că da. Către publicul larg. Apropo de ce spuneați, că m-am obișnuit cu rău. Uh-huh. Există, sigur, este o lege a polarității care de departe spune că ce este rău este o parte și ce este bun și partea cealaltă. Este un echilibru care trebuie să fie. Și este o ocazie și o oportunitate uriașă la ce se întâmplă astăzi, pentru că numai într-o stare de criză se pot naște oportunități deci, gigantice. George Simion va face această propunere, dacă o să cadă guvernul Câțu, Călin Georgescu, prim-ministru, da? Dacă o face. Cunoașteți de mult? Nu. Ei m-au contactat. A, v-au contactat? Nu vă cunoașteți, n-aveți ba da, ne cunoaștem. Nu. Dar... El are 35 de ani. Bine, și asta da? Tot, adică... Și asta, numai din Vrancea, din, așa. De la Focșan. Păi, și v-a contactat el, că știu bine pe... Da, păi știți bine, asta am și spus în interviul pe care l-am făcut amândoi. Normal, a fost și la Viena când stăteam acolo, am vorbit. Sigur că da, este un om categorii de onoare. Știți că și... se spune despre aur din ce în ce mai des, sigur, acum cu moțiunea da? Și prin această alianță cu USR-ul, că e un partid extremist. Nu există extrema dreaptă sau extrema stângă în acest moment, domnul Tucă. Este doar extrema cinste și extrema ordine pentru a reface o țară. Bine, asta mă sperie că dumneavoastră aveți de spus la orice întrebare. Și eu sunt la fel de bine pregătit, dar nu înainte de a... și cu USR Plus, această moțiune, cum vi se pare? Că trebuie să vă bag un pic și în politică. Este, știți cum e... De unde sunteți? Din câmpul Muncel deloc, nu? Nu, acolo m-am stabilit, eu, dar nu sunt de acolo. Nu, că am pe acolo rude și de asta vreau să foarte întreb. Bine. Am v-a stabilit da. Acum acolo? M-am stabilit acolo, de când am venit în România, acolo. Păi de ce nu stați în București? Pentru că acolo a fost centrul țării, prima inscripție scrise a fost acolo, prima capitală a țării este acolo, este un loc istoric, este un loc... de mare demnitate sufletească, cu oameni foarte valoroși, ca întreaga țară, evident, însă mă leagă de acel loc faptele istorice formidabile pe care le-au ale generat înaintașii noștri acolo. Da. Nu știu ce, adică eu deja sunt pus pe gânduri acum, nu știu încotro să iau. Mergeți la câmpul Mușel. Mai stau un pic aici. Să văd care e mișcarea următoarea dumneavoastră. Am înțeles. Plus că încă nu scriu fanii mei și tinerețea. Am înțeles. I-am rugat că dacă se întâmplă să vină sfârșitul lumii, să nu rămân ca prostul pe aici. Da. Aoleo, deci sună. Și foarte mulți, foarte mulți moldoveni. Da, am înțeles. Din ce zonă sunteți? Unde să ieși, dragă? N-ai, dacă a căzut WhatsApp, unde să ieși? Și signalul. Uh-huh. Da, uite, acum trebuie să recunosc, pentru că discursul dumneavoastră prinde. Asta se întâmplă cu un discurs de felul ăsta care este național, să nu zic naționalist, vorbește despre starea de spirit, vorbește despre micul întreprinzător. Haideți să vă spun ce înseamnă naționalist, ca să fie clar pentru toată lumea. Vă rog, sunt gata să-mi notez. Naționalism, românism, înseamnă să fii tu însuți. Și asta se cer la poporul român astăzi. Să fim noi înșine. Atât și nimic mai mult. Adică păi până acum n-am fost noi înșine? Nu. Au fost ei înșiși. Au fost, da, sau cumva, în orice caz însă am acceptat lucrurile venite din Occident de gratis și am spus că ele sunt cele mai bune și nu este așa. Adică trebuie să știi cine ești înainte să spună alții cine ești. Cum arată o zi a lui Călin Georgescu la câmpul lung Mușcel? Mă uit în primul rând la iarbă, la pomi, la pădure care este în normal că pe mine să nu vă interesează prețul. Eu când mă trezesc, mă uit să văd. Ne-au mai închis cu ceva, au mai dat-o. Da, dumneavoastră vă uitați la iarbă. Nu mai puțin. Și după aceea mă duc în piață. Așa.
Și acolo... Ce înseamnă să fii bogat? Imediat vă spun. Da, mă întâlnesc cu cei mai bogați oameni. Știi cine sunt? Cei care vând mere. Exact. Cei care vând legume sunt foarte bogați. Știi de ce sunt bogați? Pentru că atunci când îți oferă un kilogram de roșii, ți-l dă din tot sufletul lui. Știi ce înseamnă din tot sufletul? Din tot sufletul lui. Și după ce spune un kilogram de roșii care costă 3 lei... Așa făceam și eu emisiunea cu 20 de ani. Cu sufletul, dădeam roșii, poezie... Da, dar aici este bogăția umană. Pentru că dacă ne pierdem umanitatea din noi, am pierdut tot. Domnul George... Știi ce este viața? Viața atunci când poezia se întâlnește cu necunoscutul. Vă spun ceva mai mult. Oportunitatea ca iubirea să înflorească. Da. Haideți că acum dacă trecem și la iubire și la asta... Pentru că acești oameni așa fac. Pentru că tu vorbeați de asta Dumnezeu, cu mișcarea dumneavoastră, pământul strămoșesc. Da. Se gândește și la bunuțul că uitați cum ne acceptă pe noi cum suntem. Eu mai... Am transmis întregului popor român, stați în pământul strămoșesc. Și... Stați în pământul strămoșesc. Vor fi vremuri complicate, vor fi vremuri grele. Creați comunități mici, am transmis tuturor românilor. Mâncați hrană sănătoasă, beți apă curată însuflețită de energia locului și înțelegeți că micii producători pot genera și pot reface economia locală și capitalul local. Să mă trezesc dimineața, să mă uit la iarbă, să mă uit la cer. Și de ce nu o faceți? Pentru că mă uit la Cățu să văd și la Arafat, prietenul meu, să văd dacă ne închide de tot, dacă îmi ia toate drepturile și libertățile, dacă o să mă iubesc pe acoperișul lumii, pentru că el nu mă lasă nici măcar în parc, glumeam, desigur, și așa mai departe. Am mici probleme de locale, pe care trebuie să ne rezolv local. Dacă, v-a spus întrebarea că dacă n-ar scrie presa nimic despre, despre acești doi tipi. Nu, dacă ai idee, vă spun. Ce s-ar întâmpla? Păi trebuie să spun despre ei, pentru că mi-au furat drepturile și libertățile. Eu nefiind vaccinat, pentru că am avut anticorp, nu de altceva. N-am nimic împotriva vaccinului. Pot să mă întâlnesc cu dumneavoastră, știți unde? Ori acasă, dar nu sunt genul, ori să ne întâlnim în piață, nu merg, că e aglomerație, ori în parc și cu mască. Vă dați seama dacă ne-ar vedea cineva pe noi doi pe o bancă în parc cu masca amândoi și stând picior peste picior și vorbind despre iarba verde de acasă, cum ar fi. Da, da. Aici măcar nu avem mască și suntem în studio. Da. Ce le spuneți, ce faceți cu cei care au depătit facturi îngrozitoare la energia electrică, la gaz? Da, înțeleg profund această stare și nu este de glumit, mai ales că nici o familie... Ne taie, că ne-a tăiat și signalul, nu știu ce. În deci am de făcut. 30 de secunde. Da. Ce e de făcut? Cum putem schimba lucrurile? Ce este de făcut este să ne întoarcem la rădăcini, să înțelegem că sunt momente, într-adevăr, grele, dar trebuie să le depășim, înțelegând că acesta este momentul marii schimbări și toți trebuie să ne unim pentru același ideal. Mulțumesc, domnule Georgescu. Așteptăm următoarea mișcare. Mâine, dacă o să cadă guvernul, probabil că veți fi propunerea mai mult ca sigură AUR pentru funcția de prim-ministru, mai ales pentru un guvern de Uniune Națională. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Mâine vom discuta despre asta. Vom discuta pentru că urmărim ce se întâmplă în Parlament. O să vedem dacă va trece moțiunea de cenzură, adică dacă va cădea guvernul Câțu Mățu. Cine mă aproape?